Pe calea spre mântuire, cea mai mare comunitate ortodoxă din spațiul online cu cea mai mare creștere în ultimii ani. Alătură-te și fii parte activă a celei mai implicate și mai efervescente comunități a Bisericii Ortodoxe Române. Aici vei găsi, postat zilnic, slujbe transmise live din România și din Muntele Athos, predici ținute de cei mai titrați duhovnici ai Bisericii Ortodoxe Române, acatiste, paraclise și canoane de rugăciune în format audio, saltirea live, pilde din pateric și învățături duhovnicești de la Sfinții Părinți, viețile sfinților și tematici ortodoxe de interes cotidian, iar în fiecare seară, de luni până vineri, emisiuni live realizate împreună cu cei mai experimentați și mai pregătiți duhovnici ai Ortodoxiei Românești, atât din țară cât și invitați din diaspora. Abonează-te gratuit, activează clopoțelul de notificări și selectează All, toate. Dă-ne un like și distribuie fiecare material pe Facebook sau pe alte rețele de socializare pentru a promova credința și învățăturile creștin-ortodoxe. Lasă-ne întrebarea sau părerea ta în zona de chat a transmisiunilor live sau în secțiunea de comentarii a clipurilor de pe YouTube. Ne interesează părerea ta și ne dorim să fim o comunitate unită și o voce puternică în fața atacurilor progresiste și ateie din societatea contemporană. Implică-te în acest proiect. Ajută-ne să rămânem independenți și sustenabili. Apasă butonul de join sau alătură-te și alege nivelul de susținere potrivit pentru tine sau folosește una din metodele directe de susținere indicate în descrierea acestui clip. Este timpul să ne unim în credință, iertare și iubire. Este timpul ca și Ortodoxia Românească să aibă o voce pregnantă și importantă. Este timpul să mergem împreună pe cea mai sigură cale, calea spre mântuire. Bună seara tuturor! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Întreabă un preot ortodox. Bun venit alături de noi, Părinte Calistrat, sărut grea. Bună seara! Doamne ajută la cei ce ne ascultă! Post binecuvântat și Dumnezeu să ne ajute să vedem ce om putea face. Bună treabă! Vreau să vă mulțumesc că încă o dată tuturor celor care ne urmăriți, care ne distribuiți emisiunile, care ne dați like-uri. Vă invit în continuare să distribuiți această emisiune pentru ca cât mai multă lume să afle despre canalul Calea spre Mântuire. Totodată vă rog să dați un like pentru Părintele Calistrat, asta ne ajută foarte mult la algoritm. De asemenea, în descrierea acestei emisiuni găsiți modalitățile prin care ne puteți susține financiar, prin care ne puteți ajuta să ne cumpărăm aparatura tehnică de care avem foarte mare nevoie pe acest canal de YouTube și totodată suntem live și pe Facebook, însă doar pe YouTube se pot adresa întrebări în secțiunea de chat și vreau să-i salut cu această ocazie și pe toți cei care administrează chatul, Ana, Cristina, Sorin, sunt mulți, nu-i văd acum pe toți și am să-i rog să încerce să gestioneze în seara aceasta chatul foarte, să rămână doar întrebările pentru părinte, eventual, nu știu, salutări de unde ne urmăriți, să ne scrieți de unde ne urmăriți și așa mai departe, pentru că atunci când vom lua întrebări să ne vină mult mai ușor să le citim. Bun, tema la care ne-am gândit, părinte, este o temă, spun eu, atât de frumoasă și atât de ofertantă, iar dacă am înțelege-o cu toții așa cum trebuie, cred că lumea s-ar schimba cu totul. Și anume, nu există har mai mare decât șansa unui nou început. Și am să vă expun așa o mică idee, o mică imagine la ce m-am gândit eu atunci când am pus acest titlu. Este vorba că cu toții avem căderi, cu toții avem risipiri interioare, sufletești, fizice, în familie, în relația cu cei dragi, în relația cu iubita, iubitul sau și așa mai departe, sau chiar la locul de muncă. Dar fiecare zi
în care noi deschidem ochii și ne trezim și dacă conștientizăm că este o nouă șansă, o nouă zi, o nouă șansă de a ne îndrepta și de a ne face viața așa cum, nu știu, ne-am fi dorit să o avem de la bun început, atunci am realizat mult mai multe și ne-am apropiat cu mult mai mult de Dumnezeu. Și despre asta vreau să vorbim, Părinte, despre conștientizarea greșelilor pe care noi le facem, a păcatelor și despre șansa asta imensă pe care Dumnezeu ne-o dă în fiecare zi atunci când deschidem ochii și când avem șansa să facem lucrurile ceva mai bine decât le-am făcut anterior. Păi dacă e să începem, hai să ne gândim la două lucruri simple. Să plecăm de la un start. Ați văzut un sportiv când vrea să câștige o medalie, întâi se pregătește, se antrenează. Își caut un antrenor bun. Și umbli și cauți un antrenor bun care îți poate asigura performanța, nu antrenamentul. De ce? Pentru că în educația noastră de zi cu zi există câteva forme de comunicare între învățăcel și între învățător. Și vom pleca de la o chestiune foarte simplă. Așa m-am gândit eu să încep tema și așa mi se pare corect. Vedeți, noi ne trezim adeseori spunând: eu sunt ucenicul lui Cutare. Să fii sănătos, foarte bine că ești. Dar întrebarea mea este: când ți-ai atribuit titlul de ucenic, tu ce ai început să faci pentru acest titlu? E cu sonul pe care să-l pui în piept cu mentorul sau e cu sonul tău, cine ești și de unde vii? Deci trebuie să plecăm în lucrarea duhovnicească aruncând la o parte trei lucruri. Părerea de sine, și asta este cea mai grea. Deci când vrei să pui un început nou și bun, primul lucru care trebuie să-l faci în calitate de ucenic este să-ți lași părerea de o parte. Eu au trecut prin mâna mea suficienți părinței, călugări. Astăzi unii sunt preoți, unii sunt diaconi, unii sunt călugări, unii sunt teologi. Unii nu mai sunt, alții s-au mai împrăștiat, s-au risipit. Dar în general, fiecare a rămas asupra lui cu trei amprente. Una, amprenta conștiinței personale și amprenta mentorului. Și am întâlnit adeseori expresia, și voi fi foarte sincer când folosesc pentru noul început, încă mă bântuie imaginea părintelui, adică a mea. Ei, aflați că eu nu sunt strigoi și nu bântui pe nimeni. Ce spune Mântuitorul Iisus Hristos? Cel ce păzește poruncile mele, acela este care mă iubește. Și așa trebuie să spună și profesorul. Cel care iubește învățătura mea, o pune în practică, o împlinește. În momentul în care ție ți se pare că ceea ce eu te învăț pe tine este greșit și nu-ți folosește, foarte frumos, de acord și cu bună ziua în față și cu respect și consumând o cafea împreună și discutând de la egal la egal ca doi bărbați sau ca doi oameni al lui Dumnezeu care au chipul și asemănarea, că noi trebuie să ne... Dacă nu avem iubire și respect, n-am început nicio ucenicie, deci suntem zero. Fiecare o ia pe drumul cărării sale sau pe drumul vieții sale și pleacă în drumul său duhovnicesc pe o nouă cale, spre o altă țintă, spre o altă calificare, spre o altă echipă de coordonare sufletească și își găsește un alt antrenor care îl va duce într-o sferă, să spunem, poate mult mai înaltă sau mult mai duhovnicească sau mult mai pretențioasă, pentru că urcușul duhovnicesc înseamnă ce spune psalmistul David? Suișuri a pus în inima sa din putere în putere. Deci noi nu rămânem pe loc. Părintele Paisie Olaru, unul din marii duhovnici ai Siestriei, fiind întrebat odată cum lucrează el cu ucenicii, a fost de o nostimă smerenie. Dar eu încă sunt ucenic, eu nu am ucenici. Eu am doar niște fii duhovnicești pe care îi păzesc să nu cadă. Iar dacă cad, mă străduiesc să-i ajut să se ridice.
Cum, Părinte Paisie, dar vă cunoaște o țară întreagă, vă cunoaște o lume întreagă, vă ascultă o lume întreagă, povățuiți atâtea popoare. Nu, nu, nu. În fiecare zi abia mă povățuiesc pe mine să nu greșesc înaintea lui Dumnezeu. Și dacă ucenicilor se pare că eu greșesc și merit, ei mai vin pe la mine și mă ascultă, dar altfel nu mă ascultă. Ei fac cum știu ei, pentru că și ei citesc, și ei au cărți, și ei au auzit de mântuire și poate eu nu știu întotdeauna să le spun ceea ce întreabă ei sau ce au citit ei. Poate eu am alte valori. De aceea în urcușul și plecarea duhovnicească, prima problemă ca să poți să urci în sus este să vii, cum cere și la călugărie, cum o spune și Mântuitorul în Evanghelie, cela ce vrea să vină după mine, să se lebede de sine, să-și ia crucea sa și să urmeze mine. Nu voi traversa patericul pe larg, ci voi merge pe scurtătură. Să ne amintim de băiatul care timp de 3 ani a cărat apă cu coșul și nu a înțeles niciodată de ce bătrânul a pus să care apă cu coșul. Când s-au împlinit cei 3 ani, bătrânul a pus hotar, pentru că el vinea și bătrânul întreba: ai priceput ceva? Nu. Al doilea an la fel: ai priceput ceva? Nu. Al treilea an: ai priceput ceva? Nu. Ei, hai să-ți explic eu. Concentrează-te și spune-mi ce ai simțit în primul an. Păi zice, în primul an mă plictiseam și o făceam mai mult de datorii ca să nu te supăr pe tine, Ava. De al doilea an am început să mă obișnuiesc cu povara și mergând până la apă și înapoi mă rugam să treacă timpul mai ușor și nu te-am mai judecat. După aia a început să-mi placă osteneala, pentru că vedeam că îmi dă liniște sufletească. Păi și în al treilea an? Păi în al treilea an nici nu mă mai gândeam de ce mă duc cu coșul la râu. Eu făceam drumul până acolo rugându-mă și înapoi și eram bucuros că tu te odihnești și ești mulțumit că eu fac această ascultare și nu cărtesc sau nu sunt împotriva ei sau nu mă răzvrătesc sau nu mă pun de-a curmezișul. Și o zis, vezi, ai spus jumătate din adevărul care mă interesa și a mai rămas la cealaltă jumătate. Care, bătrâni, că nu știu. Spune-mi și mie, de când prim coșul ăsta la apă, ce ai constatat? Și a spus așa: că e mai ușor. Se poate, zice, fiule. Dar altceva? Păi nu-mi dau seama. E același coș care l-am tot dus și l-am băgat în apă și l-am adus. Nu, fiule, este ceva vizibil. Nu-mi dau seama, părinte. Cum era coșul când l-ai luat prima dată și l-ai dus în apă? Plin de praf și murdar. Dar acum, după atâți ani, păi nu, el strălucesc, sunt galbene. Ei, vezi, așa este și sufletul tău. A dobândit cele 3 calități: smerenia, rugăciunea și răbdarea. Deci ce am descoperit noi în clipa aceasta când am intrat în idei? Că atunci când nu ai smerenie, tu nu ai ce căuta la un învățător. Dacă îl consideri învățător, dacă îl consideri piedică sau că te încurcă, nu ai veni. Nu are rost să te încurci. Dacă nu ai lucrare, n-ai rugăciuni, tu nu ai ce căuta la mănăstiri. Eu m-am uitat de-a lungul timpului la toți călugării care n-au iubit biserica, la toți creștinii care n-au iubit biserica, nu s-a ales mare brânză de ei. Și mă uit câteodată chiar la noi, la mănăstirea Vlădiceni. Sunt oameni care vin și stau smirnă în timpul Sfintei Liturghii și am văzut așa ca fapt divers. Că în timpul liturghiei să bea o cafea la tonomat, să mănânc o sarmală la parastas mai devreme, când ți-i foame. Deși am spus totdeauna la parastas la Tatăl nostru să nu deranjăm marea taină a Dumnezeu liturghiei. Se stă de poveste în o gradă, se schimbă impresii, numere de telefon, chiar în momentul în care se cântă noi care pe heruvim cu taină închipuim și făcătoare de viață trăim între ei, sântă cântare, aducem toată grija lumească să o lepădăm, exact atunci ne dăm numărul unde fac ITP, unde repar mașina, unde găsesc pamper și unde găsesc ceva de calitate, o bluză, un pulover sau ce mai cumpără oamenii. Și zâmbesc și când îmi pică la îndemână, îi întreb, zic, duminica când veniți la biserică,
veniți pentru dumnezeiasca liturghie sau să vă vedeți să mai stați de vorbă? Părinte, mai se mai schimbă ambientul, vedeți că sunt atâtea restricții și ne mai vedem și noi mai schimbăm câte o vorbă. Da, dar trebuie să o schimbați doar la Tatăl nostru. În momentul când a început dumnezeiasca liturghie, cerul a coborât pe pământ, iar Hristos stă pe Sfânta Masă să admire cu vederea lui înainte, care vede în toate direcțiile, cine este atent la dragostea lui și la lucrarea lui pe Sfânta Masă. Ca să nu ne scoatem abonament la biserică doar pentru prezență, ci și pentru har. Deci dacă nu avem rugăciunea, un călugăr care nu iubește rugăciunea și un creștin care nu iubește rugăciunea nu sporește niciodată. Și ăla n-are nevoie de povățuitor, el spovățuiește singur. Părinte, am întârziat că am făcut focul. Părinte, am întârziat că nu a venit autobuzul. Părinte, am întârziat că am un copil bolnav. Părinte, am întârziat că am avut treabă nu știu unde. Deci întotdeauna vei găsi o scuză puierilă pe care diavolul o așează și o lucrează, ca tu să ajungi ori la sfârșitul liturghiei, ori la jumătate, ori chiar deloc. Spun lucrul acesta plecând de la o idee practică, că deci fără o lepădare de sine și fără o smerenie și fără o rugăciune, noi nu putem să afirmăm niciodată în fața nimănui. Deci nu putem să afirmăm niciodată în fața nimănui. Și când afirm lucrul ăsta, îl spun din propria experiență, deci nu vorbesc din culise sau din citite. Toate cele 12 filocalii sunt reale, dar și practica este parte din filocalia practică. Cunosc foarte mulți din ucenicii mei care ori de câte ori au făcut câte o greșeală, chiar dacă mie mi-a ajuns mai târziu la ureche sau cu întârziere, eu am cules roadele vederii din afară, nu din dinăuntru. Că oricum, în calitate de duhovnic, trebuie să-l ierți, trebuie să treci cu vederea, trebuie să-l dezlegi, trebuie să-i dai un mic canon și trebuie să-l iubești. Că a cădea iumenește, a sta în păcate, îi drăcește, a te ridica, îi îngerește, spune filocalia. Dar am auzit adeseori această expresie care sună așa. Și o folosesc în seara asta ca un nou început bun pentru cei care mă cunosc și mă ascultă. Dar cine e călugurul cu tare? Eu ce nici dealul Calistrata? Aia m-am lămurit. Te-ai lămurit? Uite, eu nu m-am lămurit nici după 32 de ani de stat la mănăstire și de bătut ușa în fiecare zi, de o închis, de o deschis, de mă pus pe pat, de citit în ceaslov, în psaltire, de pomenit un pomelnic, încă nu m-am lămurit. Cum de te-ai lămurit tu din afară, care nu știi absolut nimic despre nimic? Ce e acolo? Acolo este totală neglijență și iresponsabilitate sufletească, indiferent că ucenicul este un laic, că este un monah, că este un copil, că este un tânăr, că este un student, că este o mamă, că este un tată, că este un fiu, nu contează cine. Odată ce primești toată familia la spovedit, îți asumi întreaga răspundere. Și trebuie să ți-o asumi cu asemenea verticalitate, încât să nu lezezi nici smerenia celui greșit și nici smerenia celui ce rabdă de la cel greșit. Adică să încerci să găsești calea de mijloc în care dacă ața nu are ac, nu poate coase, și dacă ai ac și nu ai ață, ac iar nu poți coase. Deci automat într-o propoziție trebuie să ai subiectul și predicatul. Într-o acțiune sufletească trebuie să ai verbul a face și persoana care face. Deci, în momentul când te declari ucenic, tu nu ești un favorit. Deci tu nu ești un favorit. Tu ești un bun practicant, selectat în lotul olimpic de spiritualitate, care faci dovada celorlalți. Tu ești mai altfel la rugăciune, ești mai altfel la disciplină, ești mai altfel la post, ești mai altfel la comportament, că ești mai altfel la vorbă și că ai 7 ani de educație de acasă. Eu țin la această chestiune legată de ceea ce privește educația de acasă, pentru că se numește și educația din mănăstire. Tot 7 ani de acasă, dacă mănăstirea care te-a format bine în primii ani de monahism, din tine iese ceva. Eu, din tinerețile mele, am respectat un principiu care nu l-am călcat niciodată. De câte ori l-am călcat, de atâtea ori am greșit. În general, și în lumea monahală avem călugării râvnitori, obișnuiți, mai puțin râvnitori, mai nepăsători, mai împrăștiați, mai slăbuți, adică nu sunt toți la fel. Dar întotdeauna când a venit un frate la mănăstire, am căutat să fie direct din lume. Adică cel care a venit și a intrat pe poarta mănăstirii și a văzut mănăstirea
ca pe o instituție spirituală în care guvernează două entități, Dumnezeu și disciplina interioară, care aia, bineînțeles, că cine poate să o facă decât starțul și duhovnicul, că nu o face altcineva. Dar în momentul când ai primit pe cineva dintr-o altă mănăstire, care de acolo pleacă de bun sau de foarte bun sau de prea deștept sau de foarte deștept, și te-ai legat cu el la cap, nu mai faci treabă, strici și ce-ai zidit, în ce sens? Ați văzut cum sunt anticorpii. Dacă nu știu să atace boala, te atacă boala. Dacă anticorpii sunt buni, omoară boala. Așa e și aici. Dacă diavolul ți-a strecurat în obște o asemenea persoană, asemenea element care nu unește, ci dezbină, ai stricat totul. Și la ucenici și la spovedanie. Eram odată, participam atent la spovedanie și mie îmi spun mulți că părintele are mulți oameni la spovedit, nu mai este atent, nu-l interesează, asta li se pare lor la prima vedere și asta e părerea lor de ansamblu, pentru că ei nu vin acolo atenți la păcatele lor, ci vin să vadă cât de tare o spori duhovnicul. Duhovnicul nu poate spori, că are treaba, are de spovedit, are de făcut multe și trebuie să ocupi și de alea. Și atunci își dădeau sfat. Își dădeau sfat. Te învăț eu ce să spui. Te învăț eu cum să faci. Păi, ca să înceapă un început bun și ca să fie un început bun, tu primele vorbe trebuie să le primești cum le-a primit Adam în grădina raiului de la Dumnezeu. În biserica slavei tale stând, în cer ni se pare nouă asta, nu pe pământ. Deci, când ai intrat în mănăstire, tu primul cuvânt poți să-l iei doar de la starci și de la duhovnic. Dacă întreb de ceilalți frați cum e aici, ce se întâmplă, ce se face, evident vei avea întotdeauna o parte părtinitoare sau acuzatoare sau o parte deformată. Noi de aceea purtăm ochelari, să corectăm anumite dioptrii. Și în vederea duhovnicească trebuie corectate anumite dioptrii. Și o să spuneți ce vreți să spuneți. Simplu. Un frate vedea pe dracu porumbel și altul vedea cioară. Dar el era el. Alt frate. Îi se părea că vede înger la rugăciune, altul îi se părea că vede lumânări aprinse, altul îi se părea că îi vorbește Dumnezeu, că este trezit de vreun slujitor ceresc. Iar când vorbea cu duhovnicul, spunea, înseamnă-te cu semnul Sfintei Cruci și nu mai primi aceste lucruri, că te poți vătăma. Bineînțeles că sfatul duhovnicului n-a fost convingător. Cum să plătești mie sfințenia când eu sunt sfânt? Și evident că atunci, în momentul respectiv, primul care intră în furca demonului nu este căzutul, ci este duhovnicul. Spune Efrem Catonachiot, unul din mari aștri ai Atonului, deci unul din mari duhovnici pe care i-a putut da Sfântul Munte Athos, spune așa, în toată viața mea duhovnicească am urmărit o parte din fiii mei duhovnicești, atât de frumos au sporit că adeseori mă rușinam eu de lucrarea lor, că eu nu eram la măsura lor, încercam să mă țin de ei, să-i ajung. Deci aici se împlinește ceea ce spune Patericu, dacă ucenicul nu își depășește dascălul, dascălul e falimentar. Așa se spune în viața duhovnicească, că ucenicul trebuie să ajungă să depășească măsura dascălului său. Și mă întorc înapoi și spune Efrem Catonachiotul, i-am văzut și pe unii mai hazardiști, i-am văzut și pe unii mai nerăbdători, i-am văzut și pe unii mai iuți, i-am văzut și pe unii mai mânioși, i-am văzut și pe unii mai grăbiți. N-au ajuns bine, au plecat sub pretextul sporirii duhovnicești, dar adeseori satana și-a bătut joc de ei că au ajuns mai rău decât în starea cea din tâi. Adică erau mai răi, au ajuns pe parcursul anilor de vestire în mănăstire mai răi decât era când nu erau mănăstire. Deci de aceea trebuie să fim foarte, foarte atenți în lucrarea duhovnicească. Când ne-am declarat ucenici, să avem mare grijă că această etichetă nu ne duce în sus, ne poate trage în jos. Declară-te cum cere la călugărie. Când s-a terminat de tuns un monah, toată lumea vine la el și îl întreabă, cum te numești, părinte? Și el spune, Efrem păcătosul, Ioanichie păcătosul, Gerasim păcătosul, Calinic păcătosul. Și ce spune cel mai mare care vine să ruti mâna noului născut în Duh?
să te mântuiești în Domnul și să te rogi pentru mine păcătosul. Și el ce răspunde înapoi? Datori suntem a ne ruga unii pentru alții. Și asta e după spusa lui Pavel, nu-i de oriunde. Voi cei tari, purtați neputința celor slabi, repet, purtați neputința celor slabi, că așa se împlinește legea lui Hristos. Adică, într-adevăr, iubind și iertând, indiferent și crimă dacă ar face cineva, există iertare dacă se crește. Noi nu știm valoarea unei lacrimi. Nu am cântărit-o noi, ci cel care a pus-o în om și a pus-o în izvorul lacrimilor. Deci el poate cântări o lacrimă. O lacrimă adeseori e mai scumpă decât briliantele astea care le vin noi cu milioane de euro. Că euro ard, briliantul se topește, cerul și pământul se schimbă, cer nou și pământ nou. Dar o lacrimă de pocăință scrisă în Cartea Vieții e cât 10 briliante de alea care au inestimabilă valoare în euro sau în dolari. De ce spun lucrul ăsta? Când Dumnezeu a trimis un înger pe pământ să-i aducă cei mai frumos, îngerul a venit cu sufletul unui copil și a spus, n-ai dreptul să mi-l aduci, ăsta eu l-am creat, du-l înapoi, adă-mi ceva ce spune, ce e frumos, nu ce-am creat eu, știu ce e frumos. Și a început să-i aducă perle, florile cele mai frumoase, păsările cele mai frumoase, oamenii cei mai frumoși, și a spus, nu, vreau ceva care să te mire pe tine când ai să ajungi la mine cu darul ăla să mă surprinzi. Și a umblat îngerul hoinărind ani de zile. Și într-o zi, ce a venit îngerului în cap? Băi, am străbătut toate locurile pe pământ. Ia să mă mai duc și în locuri necurate. S-a dus în crâșmă. Hergelii de dragi, n-avea ce lua de acolo. S-a dus în spital. Mii de bolnavi, suferință, durere, alteori cârteală, nemulțumire în boală, nerăbdare în boală. Nu, nu l-a cântat nimic. Și a zis, bă, ia să mă duc și la închisoare, la ocnă, să văd eu ce e acolo. Și când a intrat în ocnă, a văzut un om cu o năframă albă în mână, căruia îi curgeau perle din ochi, dar așa de tare străluceau că vorbea pe el. Și a zis, ia să merg cu una de asta până la Dumnezeu, să văd ce ar zice. Și-o cules de acolo de jos 5 sau 6 lacrimi de alea. Le-a pus pe o batistă îngerească de data asta, nu le-a mai lăsat pe batista lângă ciosul lui, acolo care se căia el de ale lui. Și în timp ce a urcat la cerul 1, să mulțea muzica îngerească. În timp ce a urcat la cerul 2, mai mare muzica îngerească. În timp ce a urcat la cerul 3, și mai mare muzica îngerească. În timp ce a urcat la cerul 4, și mai mare muzica îngerească. Când a ajuns la tronul lui Dumnezeu, cânta tot cerul de să scuturau temeliile pământului. Dumnezeu strălucitor, cum spune acolo, că nu te poți uita, nu este cu putință oamenilor a vedea pe Dumnezeu, că nici oștirile îngerești nu pot acuteza, căuta la el și acoperă fețile cu aripile. Și îngerul spune, Doamne, uite, asta am găsit într-o temniță și mi s-a părut că e ceva ce te-ar bucura. Și că știu că poate încă te îndoiești, dar asta e adevărul. Bucurie se face în cer când se întoarce un păcătos. Într-adevăr, o lacrimă de pocăință sparge cerul. Ei, dacă în calitate de ucenic îți poți atribui această lacrimă, cu adevărat începi să devii acel ucenic de care are nevoie învățătorul sau dascălul tău. Dacă cauți doar eticheta ca să-ți fie ție bine, eu mă spovedesc la Părinte Arsenie Papaciuc, eu mă spovedesc la Părinte Cleopa, eu mă spovedesc la Părinte Paisie. Mie mi-este rușine la judecată să dau ochii cu Părintele Paisie și cu Părintele Cleopa și Părinte Achin și Părinte Pangu și toți mari duhovnici care i-am cunoscut vii în viață și am îmblat pe la ei și le-am luat cuvinte de folos care le-am pus în buzunar, nu le-am pus în inimă și în minte și să mă întrebe, bă, băiatule, dar tu de pe ce cărări rătăci de vii? Vino cu aici, băi, la grămadă, treci la pocăință, bate-mă dă-ne, plângi până să rot genunchi. Deci, când nici nu faci nimic, și mai te și chemi ucenic, deci e foarte periculos, când nici nu vrei să începi pocăința, știi, mai și chemi, fiul duhovnicesc, e și mai periculos. Și de obicei, această cădere a așa zișilor maieștri, este legată și de situația modernă a lumii. În general, noi spunem așa, și așa e greu, s-a stricat lumea, nu s-a stricat lumea. Lumea are același suflet de la facerea lumii. Același Dumnezeu cărmăiește de la facerea lumii. Același Dumnezeu ne adapă de la facerea lumii. Același Dumnezeu ne hrănește de la facerea lumii. Același Dumnezeu ne dă soarele de la facerea lumii. Același Dumnezeu ne dă viața de la facerea lumii.
deci tot eroia înapoi. Deci noi după aceleași legi ale Logosului Divin guvernăm ca acum milioane de ani sau mii de ani, când crea Dumnezeu în grădina Rahat, noi nu știm ce timp era atunci, era timp dumnezeiesc, nu era cântărit din nimeni și măsurat din nimeni, că n-aveam luminători pe cer, dar asta mai puțin contează, ci contează că gestiona Dumnezeu și Dumnezeu din start s-a ferit. Vedeți ce interesant? Pentru mine aici cred că esența întregii probleme în seara aceasta. Noi, Dumnezeu din start s-a ferit să spună Adam al meu. Da. L-a făcut pe om. Ia uitați ce distant vorbește. L-a făcut pe om. După chipul și asemănarea sa. Punct. Mi-a plăcut să creez ceva, să seamănă perfect cu mine. Ce vrea duhovnicul să facă din ucenicul lui, nu? Unul bun ca el, unul mântuit ca el, unul curajos ca el, unul râvnitor ca el, unul rugător ca el, unul smerit, unul evlavios, unul iubitor de biserică. Și când s-a apucat de construit Dumnezeu, nu s-a apucat de unul singur. Ca drept dovadă că nici duhovnicul nu s-a apucat de unul singur să construiască în viața unui ucenic. În mănăstire ai un econom care îți spune cât e vihar, ai un bucătar care îți spune cât e de ordonat la masă, ai un duhovnic care îți spune cât e de ordonat în cele sufletești, ai un oarecare om cu experiență prin mănăstire care îți spune cum calcă, asta în Filocalea 12, trebuie citită, la creștini o luăm invers. Studiezi creștinul din start și vezi cât iubește biserica, cum se roagă, cum se spovedește, cum se împărtășește, cum se se comportă, ce fapte are, că noi în general în urcușul duhovnicesc, în începutul duhovnicesc, nu mergem pe texte. În împărăția lui Dumnezeu se judecă doar faptele credinței, nu vorbele credinței. Cel ce învață și nu face mic se va chema în împărăția lui Dumnezeu, iar cel ce face mare se va chema în împărăția lui Dumnezeu, iar cel ce și învață și face și mai mare se va chema în împărăția lui Dumnezeu. Deci acolo în împărăție spune așa că trei lucruri stau mărturie. Nimic necurat nu intră în împărăția lui Dumnezeu, odată. Nu încape umbră de schimbare, acolo nu se schimbă legile. Noi citim așa prin prologe, prin vețele Sfinților, că Dumnezeu a mai mântuit câte un suflet cu indulgențe, adică cu iertare, cu îngăduință. Dar îngăduințele noi nu știm ce pocăință au făcut dumnealor cei care s-au pocăit. Dacă ne aducem aminte, din Pateric, erau două cazuri similare, foarte simple. Mă opresc asupra lor ca idee din început. Se duce un călugăraș în cetate, dă peste o străcată de asta, se culcă cu ea, vine înapoi în pustie și pe drum, deodată îi vine lui ideea, hai de mine ce-am făcut. Eu sunt ca Adam care a gustat din pomul vieții. O intrat rapid din pomul morții, din bine și rău. O intrat rapid în chirie, a început să bată mâna, a început să cânte, a început să roage. Și duhovnicul care era văzător cu Duhul vine pe la el și îl cercetează și spune, frate, rogu-te, îmi spui mie ce-i cu veselia asta ta sufletească și ce-i cu îndrăzneala asta către Dumnezeu, că totuși știu că te apasă ceva sufletește. Părinte, sincer, nu mă apasă nimic. Eu astăzi am căzut. Dar mi-am adus aminte că Adam nu i-a spus lui Dumnezeu iartă-mă. Eu pe loc i-am spus iartă-mă. Și de atunci stau în chilie și mă pocăiesc și mă rog și fac pocăință. Nu m-am oprit, n-am intrat în deznădejde. N-am stat la sfat cu diavolul, n-am primit niciun gând. Azi am greșit, de azi mă pocăiesc. Ce spune Mântuitorul? Astăzi de veți auzi glasul meu, nu învârtoșați inimile voastre. Astăzi vei fi cu mine în rai. Astăzi să facem mântuirii cazii acestea. Deci, iată o nuanță. Și a doua nuanță, se duc doi în cetate, unul mai râvnitor și unul mai chicălos. Cel mai râvnitor îi spune lui ăsta mai chicălos. Noi cam zăbovim aici ca pește pe uscat, știi că nu ia călugurile să piardă vremea prin cetate. Ăla pusese ochii tot așa pe o domnișorică de asta și să cadă în păcat. Ăsta au spus, cazi tu în păcat, vin și eu și păcătuiesc cu tine. Ăla au zis, nu, du-te tu la mănăstire că vin eu din urmă. Nu plec nicăieri, eu stau aici cu tine. Cât stai tu în păcat, eu stau lângă tine. Odată am plecat la drum, odată ne întoarcem înapoi. Ăla când au văzut că n-are și n-are încotro, s-a dus și-o păcătuit și-o făcut el treaba lui. Și-o i-a zis asta, hai la mănăstire să ne îndreptăm. Noi asta am făcut de lui Dumnezeu.
S-au pornit amândoi pe drum la mănăstire și când au ajuns acasă, cel care nu păcătuise, dar stătuse lângă ăsta și păcătuise, s-a dus el la duhovnic, ăla n-avea curajul. Părinte, am căzut în ispită, vă rog să ne pedepsiți. Amândoi, în beci, un an de zile, pâine și apă, nu mai ieșiți la lumina soarelui, nu mai priviți cerul, nu mai pronunțați cuvântul Dumnezeu, numai atâta să spuneți. Miluiește-ne pe noi păcătoși, cerule, miluiește-ne pe noi păcătoși, cerule, miluiește-ne pe noi păcătoși. Deci vedeți ce pocăință? Nu, Doamne, iartă-mă, doar știi că toată lumea greșește din loc, nici n-a putut să pronunțe cuvântul Dumnezeu, să nu-l întineze cu buzii stricate. După un an de zile, unul iese vesel și unul iese tot întunecat la chip, agitat, stresat, uscat, vestejit. Și uite duhovnicul amândoi și întreabă, pot să vă pun o întrebare? Da. Amândoi ați stat la întuneric. Tu de ce ești așa senin la chip și atât de iluminat? Păi știind că Dumnezeu e lumină și iubire, m-am gândit că oricât aș sta în întuneric, tot voi ajunge într-o zi la lumină. Și lumina aia care o așteptam mi-o dat nădejde. Adică iată ce gândire sănătoasă. Celălalt a zis, și tu de ce ești așa smutnit și uscat și ofilit? Păi cât am stat în întuneric acolo și știind că-s păcătos, m-am gândit numai la întunericul iadului. Și m-am gândit la pedeapsa muncii de veci și m-am gândit la mânia lui Dumnezeu și la cum mă poate El pedepsi pentru tot ce am greșit. Și atunci duhovnicul îi spune, vezi, asta este la tine marea greșeală, că tu nu știi să deosebești întunericul de lumină, binele de rău și iubirea de dreptate. Dumnezeu se cunoaște judecăți făcând și în faptele mâinilor lui s-a prins păcătosul. Dacă, ce spune Filocalia, te ridici din păcat, îi îngerești. Dacă stai în păcat, îi drăcește. Și mă întorc la o expresie care nu am mai folosit-o și altă dată. A fugi de păcat înseamnă a te apropia de Dumnezeu. A urâ păcatul înseamnă a iubi pe Dumnezeu. Și a nu mai greși înseamnă a te împăca cu Dumnezeu. Deci iată, un început. Mă duc mai departe și intrăm din nou pe făgașul discuției noastre, că noi aici am rămas la început. Pe lângă faptul că primești ocări și trebuie să le iei ca o cinste, că ți-ai asumat răspunderea și acasă, dacă ai un copil și nu te ascultă, nu-i schimb numele, tot el rămâne. Munteanu, Capitanianu, Vasilescu, Ionescu, e numele tău, sângele tău, gena ta, nu poți să-i schimb numele. Bun, rău, te identifici cu el. Ce spune? Copiii sunt oglinda părinților și părinții oglinda copiilor lor. Ei, la fel este și în viața duhovnicească. Că ai un ucenic bun sau că ai un ucenic rău, e ucenicul tău. Dar aici vine și ne cere Filocalia să vedem când iertăm, când facem dreptate și când stabilim aspră epitemie. Și aici în începutul ăsta ne spune așa, că dacă cineva a greșit din întâmplare, poți să ierți lui păcatul. Nicodim Aghioritu, Cartea Dulcii Sfătuirii către Duhovnic, Cartea Regulei Pastorale a lui Grigori, Dialogul Papa Romei și învățături ascetice și mistice sau învățături ascetice a marelui Brancianinov, ilustru duhovnic al întregului secol 20. Aș putea spune că nu, dacă ai citit mistica și ascetica părintelui Ignatie Brancianinov, a marelui Sfânt Brancianinov, știi toată călugăria, numai să vrei să o faci. E o filocalie a părintelui Staniloae în 10 volume, întoarsă numai în alte expresii. Restul e tot același miez, aceeași lucrare. Și în momentul când te hazardezi să-ți asumi responsabilitatea față de un ucenic, trebuie să-ți asumi și slăbiciunile lui. Adică trebuie să-l cercetezi tot timpul și trebuie să ai grijă de el, să vezi de unde îi poate veni căderea. Dar trebuie să vezi dacă pe ucenic îl preocupă trei lucruri. Sufletul lui, mântuirea lui și împăcarea cu Dumnezeu. Dacă ucenicul nu-ți poate răspunde la aceste trei întrebări, tu nu mai trebuie să stai de vorbă cu el și nu mai trebuie să lucrezi duhovnicești în dreptul lui. Noi spunem așa, e tânăr, nu și-o da seama. Da? Dar dacă murea tânăr, stă în iad? Stă. Pentru că ce te va găsi moartea, între aceea te va lua și cum te va găsi, așa te va judeca. Cum spune acolo, o clipă de-ar fi viața omului să nu oprească pocăința. Ce ne spune fericitul Augustin? Muncește ca și cum ai trăi 1000 de ani
și roagă-te ca și cum ai muri mâine. Deci tot timpul trebuie să avem paza minții, trebuie să avem Iisus Sirah. Adu-ți aminte, fiule, de cele de pe urma ale tale și în veac nu vei greși. Deci dacă tu nu te gândești la sufletul tău și nu te gândești la mântuirea ta, n-are cine să gândi. Și de obicei se merge pe principiu în lumea clasică, în lumea creștină. Ei, las că nu mă duc eu să-i spun tot la duhovnic, trebuie să știe el totul despre mine, să-și schimbi părerea. Dacă n-ai reușit tu să-ți schimbi părerea despre tine, altul nu și-o mai schimbă cu nimic. Atât de mult te interesează pe cineva părerea ta, cât te interesează și pe tine de părerea ta. De aceea am amintit de mii de ori și am repetat de fiecare dată. Prea puțin trebuie să ne intereseze pe noi ce părere au alții despre noi. În fiecare zi de dimineață când ne sculăm și până seara când adormim, trebuie să avem în minte doar două lucruri. Atât. Unu, dacă eu mor azi, am demnitatea și verticalitatea sufletească de a da ochii cu Dumnezeu? L-aș putea privi în ochi? I-aș putea pune: Tată, iartă-mă, vin înaintea ta ca un păcătos, am greșit la cer și înaintea ta, i-ai putea spune? S-ar putea să nu-i pot spune. Eu cred că de aici vine și frica noastră de moarte, părinte. Nu există frică de moarte. Omul fuge de moarte din egoism. Sfinții nu urau moartea. Spuneau că abia aștept să mă duc la tatăl meu. Lui Macar egipteanul, când a fost să moară, i-a trimis Dumnezeu un heruvim cu 8 zile înainte de moarte și îl învăța pe Macar ce să facă și cum să-și povățuiască obștea la ieșirea din trup. Vreau un duhovnic de genul ăsta al zilelor noastre, să-l văd eu, un duhovnic de genul ăsta, care îi spune: Doamne, gata, ia-mă la tine, abia aștept să ajung la tine, eu nu sunt pregătit. Dacă mi-ar spune Dumnezeu, uite, mâine dimineață te iau, normal că m-aș duce, dar cred că m-aș duce cu sfială, adică n-aș putea să spun: Vai, Doamne, ce bine că m-ai luat în rai. Când nu suntem pregătiți și cred că de aici vine și frica de moarte. Pentru exact, pentru că noi n-am avut vederea mistică. N-am avut vederea mistică. Noi nu știm ce e vederea mistică. Noi avem câteva principii. Să ni se arate Dumnezeu, dar nu o să arate niciodată. Să-L vedem pe Dumnezeu, dar nu o să vină să-L vedem niciodată. Să-L atingem pe Dumnezeu, dar nu o să-L atingem niciodată. Să-L simțim, dar nu o să-L simțim niciodată. De ce? Pentru că atunci când ai atins curățenia, tu nu ai nevoie să ceri astea. Tu n-ai nevoie să ceri astea. De ce n-ai nevoie să ceri astea? Nu a spus Mântuitor: voi habar n-aveți să vă rugați, voi nu știți ce cereți, voi nu știți ce vreți, voi nu știți să vă rugați, că dacă aș cere Tatăl vostru cel din cer, vă dă. Unii ați văzut voi un tată bun și iubitor să dea fiului său piatră când cere pâine. Îi scris în Sfânta Evanghelie, la Matei. Și atunci, în momentul când cer: Doamne, să curgă mir dintr-o icoană. Și ce dacă curge mir din icoana aia? Îți faci tu pravila mai mult sau canonul? Sau devii tu mai bun și mai milostiv și mai drept și mai curat și mai rugător? E, ai văzut? Mai arăți încă la unul să arăți că ce ai tu și crezi că ție ți se cuvine și cine știe ce fapt ai făcut tu de ce s-a întâmplat lucrul ăsta? Așa? Și doi, în momentul când am atins curățenia inimii, Dumnezeu se descopere singur. El vine, cum spune Iisus Hristos, acolo unde cel ce mă iubește face poruncile mele, eu cu Tatăl meu venim la El și ne facem locaș. Păi când e Dumnezeu în inima ta, tu nu știi ce simți un îndumnezeit? Tu nu știi ce simți un mistic? Tu nu știi ce simți un pusnic? Noi ne luăm după povești de aștia, ies tot felul din năuși, se duc și se ascund prin păduri și fac tot felul de bordei. N-au liturghie, n-au rânduială, n-au canon, n-au pravilă, n-au duhovnic, fac de capul lor. Cunosc și eu vreo 20 de zăpășiți din aștia, care stau și bântui, vor fi și oameni serioși, Doamne ferește. Uite cum a fost preotul ăsta, bătrânul care a fost la Slatina Călugăr, părintele ăsta Proclu, sau cum a fost părintele Ioan de la Rărău, care trăiește de aici la Siestria Rărăului, sau alți oameni cu trăire autentică, care au stat prin pustie, părintele Nicodim, parcă nu știu cum îl chema, de aici de la Neamț, care a fost profesor la seminar. Dar ies neinițiați din ăștia care habar n-au ce-i cu ei, se duc repede la pustie, își trag rapid colibă, își trag internet, își pun rapid telefonul să meargă pe geuri multe și de acolo încep să povățuiască, vorba înaltului Pimen, și povățuiesc până ei devin povățuiți de alții,
povățuind pe alții. Adică încet, încet îi spune diavolul ce să facă, cum să facă și cum să cadă și cum să se ducă cu capul în jos și să aleagă praful din toată osteneala și de timpul pierdut. Că spune Mântuitorul, de orice timp de șer pierdut veți da socoteală. Și aici mă întorc deja la o etapă mai sensibilă, care înseamnă așa, tinerețea duhovnicească. Dacă în tinerețea duhovnicească n-ai văzut mugurind mugurii voinței și a dragostei de Dumnezeu, nu mai pierde vremea cu ucenicul ăla. Nu te duc cu el mai departe, pentru că în cel mai scurt timp el se pierde. Așa dispar și unii de la spovedit și dintre laici, așa dispar și dintre călugări, nu mai vezi că nu mai vin și te întâlnești. A, nu, dar mi-am găsit alt duhovnic. Bine, ți-ai găsit, vorba în altului pimen, măcar de-ar muri ortodox. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că fără smerenie autentică, dar smerenia aceea de care vorbește Patericul, nu asta care o afișăm noi, îmbli cu o haină ruptă din nou și îi pui tu un petic de altă culoare, îți pui o camilafcă de aia gen Aton, așa, care nu se mai văd ochii, numai linia dungă a nasului, și începi să privești pe sub camilafcă, îți vezi dacă ești observat că ești smerit. Eu cred că ar trebui câte un ecuson. Adânc de smerenie, vânt de smerenie, margine de smerenie. Da, adică să avem niște grade ale smereniei, niște trese ceva, care când le purtăm să știe lumea că suntem smeriți. Și spun lucrul ăsta nu cu ironie, spun lucrul ăsta că am văzut atât de mulți smeriți încât de atunci mie nu mi-a mai venit să mă smeresc. Adică am zis, domnule, decât mă smeresc, mai bine nu mă smeresc. În sensul că dacă te smerești prea mult, prima nu mai știi unde să te oprești. Ce faci cu prea multă smerenie? Vezi, noi folosim un termen în duhovnicie și spune așa, prea cuvioșia sa. El are două conotații. Un om depășit de lumesc și intrat în duhovnicesc și spui, prea cuviosul părinte Paisiolaru, prea cuviosul părinte Iachint, prea cuviosul părinte Cleopa, prea cuviosul părinte Sofian, prea cuviosul Iustin Pârvu, prea cuviosul Arsenie Papacioc și toți mari oameni ai neamului care au făcut ceva pentru țara asta. Dar prea cuviosul are 20-30 de ani și aire pe el cât o damă din aia care a terminat 4 facultăți la fără frecvență și se umflă prea cuviosul atât de mult în el, încât câteodată sinele din el nu-l mai lasă să fie prea cuvios. Se schimbă deodată din prea multă cuvioșie în prea multă neatenție, în prea multă libertate, în prea multă extremă, derapaj. Și atunci, ușor, ușor, prea cuviosul nostru se trezește, cum spunem noi, cu căruța ieșită din drum, în iarbă. Așa este o vorbă la țară. Băi, vezi că ești cu vaca în iarbă, urcă-te înapoi pe șosea. De ce spun lucrul ăsta? Duhovnicul trebuie să aibă acea înțelepciune, și asta am văzut-o doar la părintele Cleopa, că el l-am cunoscut de aproape, și pe părintele Iachint al Putnic i-am cunoscut de aproape. Părintele Iachint spune așa, drăguță, dacă nu poți posti și nu te poți ruga și nu vrei să te închini și să schimbi un pic năravul, nu mai veni la biserică degeaba. Adică ce îți spunea? Nu venitul la biserică te mântuiește. Înțelesurile duhovnicești pe care biserica le învață, totalitatea credincioșilor botezați în numele Sfintei Treimi, care fac voia lui Dumnezeu, sunt biserica cea vie, și totalitatea credincioșilor botezați în numele Sfintei Treimi, care nu fac voia lui Dumnezeu, sunt mădularele bolnave ale bisericii. Și spune, este cineva bolnav, să chem pentru el preoții bisericii, să se roage, să-l ungi cu un de lemn sfințit. Nu numai că îi dai ulei de la maslu să bea. Ăla trebuie repecetuit, îi trebuie făcută mirungere, ăla trebuie să se întoarcă din greșeală la adevăr, el a pierdut calea, ca fecioarele alea nebune. El e... Biologic erau fecioare, dar candile era goale, nu era nicio faptă bună. Deci tu te-ai botezat, asta e o condiție să te numești creștin, dar nu înseamnă că și ești creștin. Dacă faptele tale sunt necreștinești, tu n-ai să fii niciodată creștin. Ioan Gură de Aur spune categoric, ferice de păgânul care moare cu fapte creștinești și vai de creștinul care moare cu fapte păgânești, în Mărgăritare. Și mergem mai departe și mă opresc la sensibilitatea problemei. Duhovnicul trebuie să aibă tăria și puterea să lepe de putregaiul. Tolerând în ortodoxie, distrugem ortodoxia. Vindecând în ortodoxie, construim ortodoxia și tămăduind, și iertând și sfințind, putem curăța ortodoxia. Dar tolerând,
că așa spune, e, las, e, e om și el, da? Dar trebuie să fii un om care să audă într-o zi glasul lui Dumnezeu. Dacă tu n-auzi, ce spune Dumnezeu în catismă? De ce e așezământul meu de lege prin buzile tale, dacă cu cel tâlhar și cu curvarul partea ta pune aia, adică tu faci fără de legi în numele Ortodoxiei, am mai auzit odată. E, dar în ziua de azi suntem slabi. Asta m-a zis-o din gura unui călugăraș de ăsta certat cu viața rânduiele. O zis că e de ajuns că purtăm această haină neagră și lumea se folosește când ne vede. Lumea se folosește din ecazul ei, n-are timp de profeie. Lumea are atâtea probleme încât n-are timp să te urmărească tine dacă ești îmbrăcat în negru. El se uită când ești bată în șanț, hulește biserica, când vorbești cât hulește biserica, când te vede desfrânat, hulește biserica, când te vede ticălos, hulește biserica, când te vede necredincios, hulește biserica. Uite, omul biserică, așa spune. Și identifică biserica cu persoana căzută, lucru total greșit, nu are nicio treabă. Cel ce-o greșit individual se curățește, biserica este fără de prihană, că capul ei este Hristos și Duhul Sfânt curge în ea ca apa la robinet. Nu se termină niciodată, acolo nu este îndoială sau schimbare. Și atunci, în calitate de duhovnic, trebuie să curăți rana până arunci toți viermii afară. Frate, rămânem prieteni, îți dau o bucată de pâine, dar mergi sănătos. Noi doi nu prea mai putem face treabă. Deci ție nu ți este a te mântui, mie nu știu cum să te mântuiesc sau ce să-ți fac. Și atunci, în momentul în care suntem mai tranșanți și mai radicali și mai categorici, putem schimba ceva. Pentru că e ca elevul la școală. Poate ați făcut carte la gimnaziu cu profesori mai aspri, unde toată clasa era ceas, ora era oră, notele note, ascultarea, noi spunem ca la mănăstire, când îți dădea test extemporal sau când te scotea să-ți pui lecție. Deci, în momentul când făceai lucrul ăsta, știai că ai luat o notă bună, și asta mi-aduc aminte eu de o profesoară de-a noastră cu care făceam chimia, și-o zis, băieți, pentru primul contact cu cartea de chimie, vă rog să scoateți o foaie de hârtie și un pix, vă rog să vă scrieți numele, să vă scrieți opțiunea de ce ați venit la liceu și aș vrea să-mi scrieți câteva chestiuni generale legate de legături de carbon-carbon, spuneți-mi și mie ce e la un electron, proton, nucleu, înveliș electronic, așa ceva simplu. Și din vorbă în vorbă, din discuții în discuții, ne-a spus așa, pentru primul contact cu ora de chimie, majoritatea aveți nota 2. Eu nu trec în catalog, dar țin cont de ea. Dacă veți continua și data viitoare să veniți atât de pregătiți la lecție, să știți că acest 2 se materializează ca norul. Întâi se evaporă din apă, apoi se urcă pe cer, se negrește, se mulțește, tună, fulgeră și cade ploaia sau grindina. Iar catalogul ăsta va fi stropit numai cu asemenea note. Și într-adevăr, știți când s-au cunoscut roadele acestei profesoare? Că au fost 3 profesoare care au predat chimie, nu contează numele lor, timpul a trecut, vremea s-a scurs, era în plin comunism, era anii 80-84. Și din 9 clase de clasa A, 9-a, care am ajuns noi să dăm treapta, că se dădea la sfârșitul clasei 10-a și să trecem într-o altă treaptă superioară de liceu, n-au putut promova decât 3 clase, 6 s-au dus la vale, au plecat la profesional și s-au întors la sapă sau la pământ, de unde au venit. Ei, astăzi, dacă un copil nu ia bacalaureatul leșină și ai dat profesorul în judecată și școala și liceul și tot, iar dacă un băiat nu termină liceul și este încurcat să treacă prin liceu și nu termină liceul, profesorul e descalificat, ăsta e ultimul om, nu are psihologie, nu are pedagogie, trebuie schimbat din funcția de profesor. Prefer demnitatea de profesor să nu predau niciodată, să mă duc să vând la aprozar. Dar niciodată nu voi trece un elev prin clasă sau prin școală care nu știe să citească sau nu cunoaște materia pentru care este pregătit. Nu din nota 10, dar să se vadă că el a înțeles ceea ce citește. Pentru că a fi analfabet funcțional nu înseamnă să ai diplomă, înseamnă să nu știi ce citești sau să citești prea târziu și să înțelegi prea târziu. Deci noi în popor folosim expresia cam în felul acesta: dă-i românului mintea cea de pe urmă. Care-i mintea cea de pe urmă?
când ai căzut în foc, când s-o ars casa, când ai dat dibeleli, când ai dat din necazuri, când ai dat din scârbii, când te-ai trezit înșelat, vândut, arestat, atunci îți dai seama că te-ai băgat unde nu-ți fierbe oala, cum spunem noi la așa. Și așa se întâmplă în duhovnicie. În duhovnicie la fel. Te-ai trezit ortodox, dus de mamă în brațe la biserică și poți să mori la o sectă până la sfârșitul vieții. Poți să mori ateu, poți să mori hulitor, poți să mori necredincios. Vedeți, noi punem accent întotdeauna în ortodoxie pe ce? Punem accent pe cei care ar huli biserica. Și avem treabă, ne luăm de protestanți, de reformanți, de anglicani, de catolici, de mahomedani, de budiști, de... cine vrem noi? Da, noi suntem misionari, apărăm biserica. Dar cum putem noi apăra biserica lui Hristos și dragostea lui Hristos de răutatea noastră, ortodoxilor, de a noastră creștinilor, să consumăm cele 7 taine din biserică cu atâta nerușinare și fără urmă de scrupul, mai ales că ținem în mână când ne împărtășim asta sub barbă, procovățul, și ce spune preotul acolo? Se împărtășește robul lui Dumnezeu cu tare, deci vedeți, robi suntem, că nu suntem nici de fii, nici de prieteni, nici de slujitori, de ucenici. Ucenici, cum spune Mântuitorul, eu v-am ales pe voi apostol, nu voi pe mine. Eu v-am ales pe voi prieteni, eu v-am ales pe voi, eu v-am ales pe voi dintre oameni. Deci nu voi, voi n-ați putut să faceți nimic dacă eu nu vă alegeam. Și îi spune când îi dă cu lingurița în gură, spre tămăduirea trupului. Deci e clar că avem un antrenament în care noi nu putem câștiga concursul dacă sportivul este șchiop, olog, orb, strâmb, paralizat, lepros, mut, surd, nu avem atâtea pildi din Evanghelie, toate le-a îndreptat Hristos. Și în cele din urmă și a sufletului. Deci dacă tu ai un suflet slab, coleric, irascibil, îndoielnic, hulitor, era un tinerel și după ce s-a rugat îndelung lui Dumnezeu, și-a dat seama că singura rugăciune care ar putea să mai spun e asta. Te caut, te vreau, nu te văd, nu te aud, nu te simt, nu știu cum să mă mai rog. Ori ești supărat pe mine, ori nu existi. Și se duce și el ca omul, trebuie să se duce. Și noaptea apare un înger și spune, eu sunt Arhanghelul Rafael, îngerul lui Dumnezeu, care duc rugăciunile oamenilor la sus, la tronul lui Dumnezeu. Te-am auzit cum te-ai rugat. Dar cred că una din greșeli este tocmai asta. Că tu îi ceri lui Dumnezeu să facă lucruri pe care el nu le poate face niciodată. De ce? Când l-am coborât pe Dumnezeu în spațiu, nu mai este Dumnezeu. Când l-am coborât pe Dumnezeu să-l materializăm, nu mai este Dumnezeu. Și când l-am coborât pe Dumnezeu în timp, nu mai este Dumnezeu. Deși Dumnezeu îi îndeplinise toate poruncile. Eu zic, Doamne, vreau să te aud. Îi cânta păsările, îi foșnea pădurea. Și că, Doamne, vreau să te văd. I-a dat un fulger pe cer. Doamne, vreau să te aud. O pus iară păsările să-i cânte. O zis că vreau să te ating. O venit o albină, s-o pus pe umărul lui. Și că, Doamne, dar măcar șoptește-mi ceva. Și la un moment dat a auzit. Așa un fel de foșnet, cum bătea vântul printre ale lumii, flori, copaci, arbori. După aia zis, Doamne, vreau să te miros. La picioarele lui a căzut o floricică. Deci Dumnezeu a arătat că există în tot ce mișcă, în tot. Cerul îi spun slava Dumnezeu și face mâinile lui, vestește tăria. Dacă tu nu-L cunoști pe Dumnezeu din contemplația naturală, obișnuită, tu n-ai depășit stadiul grosolan al păcatelor grele, giftuiala, băutura, desfrânarea, crima, bătaia, urcia, ura, mânia, ce să cauți în straturile superioare ale Dumnezeirii? Cum să intri în tuneric în lumină? Unde ați mai văzut așa ceva? Ați văzut, dacă luați orice obiect și puneți-l în dreptul luminii, va lăsa o umbră, da, pe perete. Unde îl îndrepți, lasă o umbră. De ce are umbră? Pentru că nu e transparent. Aprinde un băț de chibrit și apropie-l de un loc. Bățul o să aibă umbră, lumina nu o să mai aibă umbră. De ce? Că lumina este lumină. La tine, Doamne, lumina este lumină. Într-o lumina ta vom vedea lumină.
Până n-am atins lumina lui Dumnezeu, lumina cunoașterii de Dumnezeu, lumina înțelepciunii, lumina inimii și lumina minții, noi suntem cu capul în umbră. Deci noi căutăm ca cârtița, ne ascundem sub pământ să nu vedem soarele și strigăm cum umblăm în întuneric. Nu mai vrem în întuneric. Păi ieși, frate, la lumină, cum spune Mântuitorul, ieșiți, osebiți-vă, zice Domnul, umblați ca fii ai luminii, cât aveți lumina la voi, că știți unde mergeți. Dacă mergeți în întuneric, nu știți unde mergeți. Și duhovnicul trebuie să înțeleagă când are asemenea ucenici, să le arate deschis și câteodată, dacă este nevoie, în mod direct, frate, vezi că ai pierdut lumina. Deci tu nu ești în lumină, tu ești undeva în întuneric, revino-ți, dragul meu. Vezi că ai pierdut reperul luminii, caută lumina, dacă ai indicator. Și drumul are pecuri, dintr-o sută într-o sută de metri, tu mergi cu mașina pe porumb, mergi pe drum, pe unii lumină. Așa e și în viața duhovnicească, ai calea bătătorită a patericului, calea bătătorită a vieților sfinților, ai calea bătătorită a filocaliilor, ai calea bătătorită a înaintașilor tăi care au îmbătrânit în mănăstire. Și frate, ești nu-i bine, frate, ești nu-i bine. Eu, de exemplu, mai întreb câte unul, bă, dar tu de ce nu prea mergi seara la utrenie? Mă doare capul. Păi, ia-ți o pastilă dacă doare capul, pentru că rugăciunea nu-i, rugăciunea vindică durerea de cap, dar dacă e o pastilă, îți vindică și mai repede. N-ai ajuns tu încă la măsura să vindici prin rugăciune. Și în momentul în care vrei să alegi un ucenic și să-i dai creditarea de ucenic, trebuie să constați la el că te poți bizui pe el. Îi lași o treabă să o facă. Dacă o poate face și o duce la bun sfârșit, ăla într-o zi poate fi ucenic. Dacă el nu poate face nimic, dar trăiește doar din sfat, dar trăiește doar din întrebări, dar trăiește doar din orgolie, din mândrie, el vrea numai răspunsuri. Am pățit zilele astea o domniță tare, faină, nu știu cine era doamna. Am vorbit acolo undeva, pe unde am fost plecat. Și ea vine la mine la urmă, o zic, părinte, de acolo, dacă vreți să-i dați cum e nevoastră, îi dau. Și ea se apropie așa discret și zice, părinte, pot să vă spun ceva? Da, doamne, spuneți. Puteți să-mi dați un cuvânt de folos? Faceți tot ce ați auzit că am vorbit. Adică ce aș putea să te mai învăț? Sau ce aș putea să-ți spun, dacă o jumătate de oră sau 20-30 minute cât am vorbit, oare asta ți-am spus? Hai să ne rugăm un pic, hai să postim un pic, să fim spovediți, să fim lângă biserică, să fim împărtășiți, să nu fugim duminica de slujbă, să nu fugim de liturghie, să nu fim comozi acasă. Dacă e departe biserica, ne punem în genunchi, ascultăm slujba la media asta care o avem la îndemână din toate părțile, atâtea posturi care dau slujbe religioase, deci poți, internetul îți oferă acum. Dar hai să schimbăm ceva simplu. Ăsta e începutul. Începutul este să vrei. Cum spune Mântuitorul, numai cine ar să vrea să vină după mine o să se lepede de sine, o să-și ia cruce, adică își asumă toate neputințele și îmi urmează mie. Deci aici ultima problemă se pune de valoarea profesorului. Un profesor bun își va alege numai discipoli buni. Ca drept dovadă că eu am avut destui răi, e clar că nu sunt un profesor bun și mi-asum aceasta că nu-s bun, pentru că dacă aș fi fost bun, n-aș fi avut ucenici răi. Dar faptele lor mi-au demonstrat că eu n-am ales cum trebuie. Adică am avut încredere sau am dat încrederea prea repede sau am dat girul prea repede, da, călugărește-l sau hirotonește-l sau mărește-l sau dă-i funcții și când s-a văzut capra în copac, s-a apucat să roade copacul. Nu a uitat că dacă se usucă pică jos. Deci asta trebuie să avem grijă în duhovnicie. În calitate de duhovnic, mai bine spovedești unul care are chef de mântuire decât 10 care nu au chef de mântuire. Mai bine povățești unul care vrea să se roage decât 10 care să-i rogi să vrea să se roage. Adică eu de multe ori n-am timp de spovedit, du-te la parohie sau cată pe ceva. Nu, că aș vrea la dumneavoastră, că am auzit că sunteți nu știu cum. Ăsta fel de rău ca tine, frate, nu-s cu nimic mai bun ca tine. Dacă vrei să aduni un rău lângă alt rău, vine Scriptura și îți spune, când doi orbi se povățuiesc unul pe altul, îți trezesc amândoi în groapă. Deci vindecă-te, doctore, pe tine și dacă te-ai vindecat pe tine, asumă-ți vindecarea altuia. Dar cât timp tu nu te poți vindeca, nu ai cum să-l vindeci pe altul. N-ai ce să-i faci. Asta e problema vieții. Deci vindecarea trebuie să se vadă, e vizibilă. Când Simeon Evlaviosul a fost întrebat de Simeon, teolog, cum să mă rog, Simeon nu i-a spus deschide filocalea.
a spus, hai să stăm la rugăciuni. S-au pus în genunchi amândoi și a spus așa, în clipa aceasta te rog să mă strângi strâns de mână. S-a făcut o lumină orbitoare la nord, la tabor, nu s-au mai văzut chilii, nu s-au mai văzut nimic. Și au intrat amândoi, n-auzau decât cântări îngerești și dumnezești. Și când s-a terminat rugăciunea, Simeon, teolog, îl striga pe Simeon Evlaviosul, care îl strigea în mână. Părinte, nu mă pierd, nu mă rătăci, părinte, ține-mă bine că mă pierd, mă rătăcesc. Era pierdut în bucuria duhovnicească, era pierdut în lumina dumnezească. Nu mai știa unde îi. De atâta har să învrednicită de la bătrânul lui. Deci asta înseamnă un început. Să guști cerii dumnezeiești și să li dorești. Nu să te roagă cineva. Hai măi, fă-ți pravila. Hai măi, știi împărtășești. Hai măi, știi spovedești. Ale un duhovnic prost care pierde vremea cu așa ceva. Nu-i datoria bisericii să explice puturoșilor că mântuirea este obligatorie. Este de datoria puturosului să afle că mântuirea e obligatorie. Este de datoria puturosului să roage, nu trebuie să roage duhovnic, hai fă-și tu o rugăciune. Deci aia nu-i duhovnicie. Și Serafim de Sarov îl ia pe celălalt, pe Motovilov. Că și ala i-a zis, părinte, tu când te rogi, arzi capara. Ei, ard capara. Mă rog. Și că hai cu mine, să te învăț. Și l-a luat din mână Serafim Besarov și când s-au rugat amândoi, Serafim Besarov s-a făcut ca un cărbune aprins. Ăsta vedea că arde foc în mâna lui, dar nu se frigea. Și a zis, ce fel de foc e ăsta? Taci și roagă-te, frate! Nu pune întrebări. Acum ne rugăm. Și când s-a terminat de rugat, ce a zis Serafim? Ce a spus Dumnezeu, fratele meu? Foc am venit să arunc din cer și aș vrea să ardă, dar dacă nu găsești materia care s-o aprinde... Să nu uităm că iadul arde tot din suflete. Și pentru că ele sunt negre și întunecate și sale fiilor întunericului, focul e negru. De-aia iadul e întunecat. Dumnezeirea se hrănește din lumină și își atrage înapoi sufletele mântuite care se duc în slava lui Dumnezeu. Și din ce se hrănește? Arde dumnezeiește tot din suflete. Același foc de la picioarele mântuitorului. Pe unii face să strălucească și pe unii să preschimbi în zguri arzătoare care incandescentă nu se termină niciodată. Vedeți, aici e înțelepciunea lui Dumnezeu. Când nu putea să facă foc veșnic dacă nu făcea suflet veșnic. Sufletele drepte veșnice emană veșnic lumină, de aia în împărăția Dumnezeu e numai lumină, îngerii sunt numai lumină. Și de aceea în iad e numai întuneric, pentru că acolo arde numai păcat, acolo arde numai suflet întunecat și veșnic. De aia și focul e veșnic. Deci cam asta este începutul mântuirii noastre. Începerea mântuirii s-a făcut prin Fecioara Maria, s-a făcut prin proroci, prin Iisus care s-a întrupat din Fecioară, care s-a născut în Iestre la Betleem, care s-a răstignit pentru noi oameni și a noastră mântuire, care s-a înălțat la ceruri și așa de dreapta Tatălui, da, și iarăși vrea să vină cu slavă să judece vii și morții, ca noi să avem viața de veci și să moștenim împărăția ce a gătit nouă din întemeierea lumii. Cum a spus? Veniți binecuvântați Tatălui meu, să luați împărăția cea gătită vouă mai înainte din temerea lumii. Deci o făcut raiul înainte de a-l crea pe om. Ce face mama când vorbește cu tata? Măi, parcă aș fi gravidă. Hai să facem camera copilului. Hai să luăm scuticile. Hai să luăm căruciorul. Hai să luăm pătuțul. Hai să împodobim camera. Când vine ăla mic, în ce vine? În camera lui, tădea gata. Ei, așa l-a făcut Dumnezeu pe om. Întâi a făcut raiul și pe urma l-a creat. Și a zis, băi, cum să-l las să n-aibă o identitate? Deci l-a făcut din start fiul luminii și închei aici, acum mă apropii. Vedeți cum v-am spus, n-a spus Adam al meu. Adam cel din tâi, om cu suflet viu. Deci putea să-l aibă și mort de vreme ce sufletul era viu. Deci l-a lăsat în mâna sfatului său cu voie de sine stăpânitoare. Vrei te mântuiești, nu vrei nu te mântuiești, eu tot Dumnezeu rămân. Tu în schimb vei avea de suferit, poți să plângi sau poți să te veselești. Iar după ce l-a creat pe Hristos, după ce s-a creat Doamne, după ce s-a întrupat Hristos din Fecioara Maria, ce a spus Scriptura? Adam cel de pe urmă cu Duh dătător de viață. Deci Adam cel de pe urmă iradia viață, năștea viață, dădea viață, revărsa viață. De ce? Că eu n-am venit să fac voia mea, ci numai voia Tatălui meu care m-a trimis. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl prin care toate s-au făcut. Deci când a suflat Dumnezeu peste Adam, Adam nu mișca.
Era doar un lut construit. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Adam dormea, dar Dumnezeu i-a vărsat atâta iubire în el, că s-a sculat om viu, om rațional, om inteligibil, om cuvântător, om care vorbea cu Dumnezeu de la egal la egal. Dar distanța o ținut-o, adică pardonul a existat, Dumnezeu nu s-a tras de șireturi cu Adam niciodată. De aceea și duhovnicul, dacă este un duhovnic înțelept, știe să impună punctul de vedere față de ucenic și să îngăduie iubirea în taină sau la nevedere, decât să-i spui în față, vai, tu ești cel mai bun, eu fără tine nici n-aș mai putea, aș muri. Lua la isui la cap democrația și iese totul rău. Dar în momentul în care îi arată iubirea desăvârșită prin lucrarea care o face ucenicul și faptele lui odihnesc pe Tatăl, cum faptele fiului îl odihnesc pe Tatăl și pe Duhul și faptele Duhului odihnesc pe Tatăl și pe Fiul, Părinte Staniloae, și cum faptele fiului și a Duhului odihnesc pe Tatăl, așa trebuie să fie și în viața noastră. Faptele ucenicilor dau măreția duhovnicului. Un duhovnic e mare dacă ucenicii sunt buni și biserica are făclini sfeșnic și lumea preamărește pe Dumnezeu, și un duhovnic e rău dacă ucenicii îl trag în jos și îl bagă în nămol, fac din trânsul cârpă, pentru că așa vor ei să facă cârpă. Și n-ai ce-i faci. Dar, la cădere, deși Dumnezeu avea soluția, nu? Putea spune, măi Adam, trebuie să zici iartă-mă că eu te iert pe loc, nu? L-a lăsat să aleagă singur ce vrea. Și Adam ce-a vrut? A început să-i ceară lui Dumnezeu să o putea lăsa. Ce fac oamenii când se iau cu duhovnicul la bețe? Părinte, dar poate mai pus să rostesc prea mult, dar poate mai pus să mă rog prea mult, dar poate mi-ai dat prea mult canon, dar poate e prea greu, poate nu pot, poate n-am timp. Asta se cheamă negustorie domnicească, sacrilegiu, iroselie sau furnicele sfinte. Asta înseamnă. Pe când Dumnezeu l-a întrebat scurt pe Adam, de ce ai umblat în pom? Și el n-a spus, din neascultare. Femeia m-a îndemnat. Adică vezi că ai început să faci creații greșite. Tu, femeie, ce ai îmblat? Șarpile m-a îndemnat. Deci nici făpturile nu sunt bune. Și este în pateric o pildă și cu asta am încheiat, zic eu. Erau trei ucenici care s-au dus la un bătrân și au zis, bătrânii, noi nu suntem mulțumiți de duhovnicul nostru. Bine, atunci ce ascultați de stare? Păi ni stare nu-i bun. Păi atunci ascultați de episcop. Nici episcopul nu-i bun. Păi ascultați de sfinți. Dar ce sfinți trăiesc acum cu noi pe pământ să vadă ce trăim noi și pătimim aici? Ei, fiilor, când ați ajuns să judecați și duhovnicul, și starețul, și episcopul, și sfinții, într-o zi o să-i cere socoteală și Dumnezeu și atunci sufletul vostru e de mult pierdut. Nu mai pierdeți vremea. Ori vă îndreptați, ori acceptați-vă sfârșitul pe care vi-l pregătiți singuri, sfârșitul demonic. E prin patericul egiptean, nu e chiar așa, dar eu v-am spus-o cum mi-am adus-o aminte. Pentru că bătrânul s-a cutremurat și că cei ce hulesc pe Dumnezeu și cerul și sfinții lui de mult s-au depărtat de adevăr și de lumina Dumnezeirii. Așa se încheie pilda. Deci îi rog pe toți cei ce vor să înceapă să se nască și ei odată cu Hristos acum la Crăciun. Întâi duhovnicește printr-o spovedanie curată și o împărtășanie pe demnitate și pe adevăr cu spovedanie cinstită, să-și facă din inima lor o este să-L culci pe Dumnezeu cel micuț pruncuț acolo luat cu lingura de la biserică, să-și facă în casă o bisericuță printr-o iconiță și o candeluță și să încercăm să devenim din răi mai buni, pentru că ni s-a născut un nou mântuitor. Lumina răsărit celor din întuneric, din latura și în umbra morții. Hristos se naște, Hristos slăviți-L, Hristos din ceruri, întâmpinați-L. Amin și Doamne ajută. Foarte frumoasă expunere, părinte, și foarte amplă. Ați atins câteva subiecte care mă interesau chiar și pe mine și care nu țineau neapărat de această temă. Mă gândeam acum în timp ce vorbeați dumneavoastră că sunt unii oameni care efectiv nu conștientizează că trebuie să facă o schimbare în viața lor sau că trebuie să facă o schimbare în orice plan. Și mă uitam acum că foarte mulți, noi transmitem emisiunea asta live și pe canalul de YouTube Calea Spre Mântuire, dar și pe Facebook. Și foarte, foarte multe persoane comentau pe Facebook în timp ce dumneavoastră povesteați, le tot trimiteam mesaje și le spuneam pentru comentarii și pentru întrebări, intrați pe YouTube, pentru că doar de acolo. Uitați
ca să vă arăt tuturor că poate nu mă credeți, așa arată toate comentariile voastre de pe Facebook. Deci noi nu putem să vedem ce comentați sau ce întrebați sau să arătăm și părintelui. De aceea vă îndemnăm pe toți, migrați de pe Facebook pe YouTube. Abonați-vă, dați subscribe la canalul Calea Spre Mântuire, abonarea este gratuită. Sau migrați la Psaltire, Ceaslov și Acatistier. E același lucru. La fel, da, de mult ajută. Nu suntem părinte la o înălțime atât de mare duhovnicească. Lăsați că e bine că ne ocupăm timpul și cu asta, măcar că facem asta. Pe de altă parte, mi-a atras atenția ce ați spus legat de duhovnicii buni, de oamenii simpli. Și am să vă... Nici nu știu cum să pun problema. Am să vă expun o latură. Mi s-a atras atenția la un moment dat de la București de un preot. Când spuneați dumneavoastră că sunt preoți care, cu toate că fac greșeli flagrante, se duc și fac Sfânta Liturghie ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Și mi-a atras atenția un preot care are un grad destul de înalt la București, despre un anume părinte, se făcea că nu vă știe, care vine la noi pe canal și care are așa un limbaj mai... știți, încerca să o dea într-o... Da, eu recunosc, deci îmi asum această chestiune. Mie nu-mi place să vorbesc filozofic, din două motive. Dacă aș sta să mă pregătesc un pic, pot vorbi exact domnește, cum trebuie vorbit. Nu-i genul meu și cred că aș fi caragios, ar râde lumea de mine. Dar eu cred că în ceea ce spun, încerc să-l lămuresc pe om. Nu știu cine e părintele, dacă el e... Nici nu are importanță. N-am doctorat, n-am academie de asta superioară, n-am străine. Dar spun un singur lucru. Dacă un om n-a înțeles că trebuie să se mântuiască, pot să-i vorbesc, eu am Apostolul Pavel mă acoperă. De-am ști toate limbile pământului și toate cerurile și toate tainele le-am ști. Dacă nu am dragoste, nimic nu-mi folosește. Și apropo de încă o chestiune simplă care ați amintit-o tot aici, evident că fiecare preot are harul și talentul lui. Unul e făcut să vorbească filozofie, unul e făcut să vorbească pedagogie, unul e făcut să vorbească dogmă, unul e făcut să vorbească mistic, unul e vorbit să vorbească ascetică. Niciodată părintele Galeriu n-a vorbit ca în altul Antonie Plămădeală. Niciodată părintele Cleopa n-a vorbit ca în altul Anania. Niciodată mitropolitul Irineu al Craiovii, care eu îl stimez și îmi place enorm cum vorbește, un om erudit și are o pregătire care mie îmi place, nu o să vorbească ca înalt preasfințitul Calinic de la Argeș. Niciodată înaltul Teodosie nu o să vorbească ca preasfințitul Calinic de la înaltul Calinic de la Suceava. Fiecare are talentul și harul lui. Exact. Dar tu poți să iei de la toți ce e bun. Asta i-am răspuns și eu și i-am răspuns chiar așa, întrebându-l, bun, dacă părintele Ilie Cleopa a fost făcut de către confrații săi de mănăstire, prostul de la oi, da, prostul de la oi se spunea, și iată că mai avem un pic și îl canonizăm ca și sfânt. Care este problema? Ei, astea sunt orgole, astea nu intră la cele duhovnicești, astea intră la diverse. Ați văzut, când cumpere o pereche de papuci din magazin, din respect să nu se strice papucul, cineva bagă o hârtie bolmojită în botul papucului ca să stea botul ăla frumos drept. Tu când o scoți de acolo, îi spui, îți mulțumesc că mi-ai ținut papucul drept, orunci pe foc. Dar ea a avut un scop util, era necesar acolo și așa ea. Eu sunt hârtia aia din botul la papuc și îți mulțumit. Am adus această problemuță, între ghilimele spus, în discuție, tocmai pentru a sublinia două aspecte. La fel cum doamna de la cu care v-ați întâlnit dumneavoastră în diaspora v-a mai cerut încă un cuvânt de folos după ce dumneavoastră ați predicat o oră, așa și unii oameni, părinte, cu toate că le-am zis, vorbeam despre chat, le spuneam, intrați acolo. Sunt unii oameni care trebuie să conștientizeze înainte de toate greșelile
greșelile lor, păcatele lor și abia apoi să vină schimbarea. Pentru că câteodată poate să vină, cred că, Hristos în persoană și tot așa cum gândești tu o faci, nu știu. Eu am o vorbă și nu vreau să o spun cu răutate. Dacă mâine Hristos ar veni pe pământ, cum a venit acum 2000 de ani, noi l-am răstihnit din nou pentru că n-am fi de acord cu ceea ce vrem noi să fie biserica în raport cu ce vrea el să fie biserica. Și așa mi-asum aceasta cu ghilimele de rigoare și pot să suport și consecințe. Sunt ferm convins că Iisus ar primi sfaturi, Doamne, aici las-o mai moale sau aici nu te băga. Concret. Da. În al doilea rând, mai vreau să abordăm o altă problematică pe care aș vrea să o discutați și dumneavoastră puțin cu noi, cu toți cei care ne urmăresc. Și anume ce ați amintit și dumneavoastră despre comunitățile acestea ortodoxe, despre care am înțeles că funcționează în felul următor. Sunt câțiva indivizi care expun o problemă a ortodoxiei într-un mod apocaliptic, ajung să îi determine pe oameni să creadă cu tărie că vine sfârșitul lumii, că știu exact data, ora, locul unde vine sfârșitul lumii. Un singur lucru legat de sfârșitul lumii, el trebuie să vină, că e prescris în Apocalipsă. Acum singurul lucru este ca avionul ăsta de azi cu care am venit eu din Nemția, că am fost dus aici undeva la un părințel cu aprobarea stăpânirii noastre de aici sus, de la Mitropolia Moldovei. Întâi trebuia să vină la 2, după aia au spus că vine la 6, după aia au zis că vine la 8, după aia au spus că vine mâine dimineață. Mâine dimineață au spus că nu poate, că vine pe la amiază și în final au venit. Important e că a venit avionul. Dar cei care au așteptat au avut mai multe căi. Unii s-au enervat, unii au băut apă, unii au citit o carte, unii au stat liniștiți pe o bancă, alții s-au plimbat și avionul a venit. Dar depinde fiecare cum s-o tulbura sufletește. Dar o doamnă, un băiețel în brațe, a spus cea mai frumoasă chestie, zice că, părinte, unde mergeți? Zic, tot spre Iași. E, lasă, zice, nu trebuie să fim supărați. Cine știe de ce primești din oferit Dumnezeu de o întârziat avionul? Zic, doamnă, cred că Duhul Sfânt a vorbit prin gura ta. M-a izidit pe azi sufletește. Eu gândeam în sinea mea treaba asta, dar am spus-o la nimeni. Dar dacă o gândit-o un creștin, înseamnă că Duhul Sfânt încă este între oameni. Dacă Dumnezeu știe când trebuie să vină un rău, știe când trebuie să-l trimată. Iar despre așa zis și proroci și apocaliptologi, nu m-ați lăsat să termin. Spun ce spune Ezechiel. Prorocii mei spun că eu am spus. Eu n-am spus nimic, ei spun. Voiam doar atât să atrag atenția lumii, pentru că acești apocaliptologi care fac aceste comunități ortodoxe antisistem, ce fac? Pe lângă faptul că bagă frică în oameni, după că oamenii înfricoșați, bineînțeles că sunt mai ușor de manipulat, îi pune în special pe cei din diaspora, deci să vedeți cum lucrează, să-și vândă case, apartamente, ce dețin ei, să se vină aici în țară, să se ducă la cuca măcăi în pădure, nu știu unde, îi pune să-și ardă, efectiv să-și ardă toate documentele. Ca chipuri și îi pune tot pe banii lor, deci pe zeci de mii de euro, că așa se întâmplă, să facă o colibă, vai de capul și de mama ei și vorba dumneavoastră, dar în schimb au acces la internet și cam așa funcționează la ei sfârșitul lumii. Și aș vrea puțin câteva, într-o frază, câteva cuvinte într-o să le sfătuiți pe oameni. Mi atrage atenția Apostolul Pavel că la vremea de apoi, Satana poate lua chipul Îngerului de Lumină și pe mulți îi poate înșela, chiar uneori și pe cei aleși. Aveți grijă că la vremea de apoi vor veni mulți proroci mincinoși și mulți Hristoși mincinoși. Vedeți, nu se sfiește Pavel să fac o afirmație foarte grea. Proroc
Știm ce înseamnă om luminat de Duhul Sfânt, peste care s-a vărsat Duhul Sfânt și spune lucruri dumnezeiești care obligatoriu se împlinesc, că spune Scriptura. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Deci când Pavel și-a asumat această identitate duhovnicească de a spune că proroci mincinoși, dar folosind termenul de proroc, a vrut să arate că într-adevăr Dumnezeu a avut proroci adevărați și ea sunt slujitorii lui, dar pot apărea și proroci care nu au treabă cu Dumnezeu. Cine vrea să-i urmeze, nu îl oprește nimeni. Libertatea noastră este în mâna noastră. Și spune chiar Hristos mincinoș. Păi cum să spui Hristos mincinoș când spui cred într-unul Dumnezeu și într-unul Domn Iisus Hristos? Păi cum Hristos, Pavele, apostole scump și drag, cum poți să folosești termenul la plural Hristos? Adică în idolatria nebuniei lor, cei care își asumă aceste lucruri în numele lui Dumnezeu merg până într-atâta idolatrizare de sine că se crede ei Dumnezeu. Și asta e o mare nebunie, o mare greșeală. Deci când ai ieșit din tiparul Evangheliei, deja ești în afară. Mântuitorul le-a spus clar la apostol pe dealul Eleonului: mergând învățați toate neamurile câte v-am spus eu vouă, nu ce vreți voi. Numai ce v-am spus eu vouă, nimic în plus. Deci numai ce v-am spus eu vouă, atât, atât, nimic altceva. Deci cine iese din litera Evangheliei, deja este în afara lui Dumnezeu, punct, fără explicație. Ei sunt liberi, ce vor aia să fac, eu îi respect decizia. Mântuirea este personală, noi fiecare înșine în parte trebuie să avem grijă de mântuirea noastră. Iar cei care vor să asculte și vor neapărat căspi, să-și facă casă, dar întrebați-vă un singur lucru. Ce palmă de pământ este astăzi nelegitimată când tu, neavând un act cadastral, pământul ăla nu-ți aparține? Nu ai extras de carte funciară, tu nu ești proprietar pe nimic, ăla e certificatul de naștere a oricărei palme de pământ. De ce să vinzi apartamentul? Și bine că vrei să duci la țară pe pământ să pui o roșie sau să stai sub un copac, foarte bine. Dar nu că fugi în pădure. Pădurea ei deocamdată nu e a noastră, e proprietarea statului, că statul s-a pus stăpân peste tot. Și în momentul când tu ai intrat pe marginea pădurii, pădurarul are dreptul să tragă și cu cartușul în tine. Noi nu știm ce legi vor veni mai târziu, dar lucrurile nu merg chiar colorate în roz și toate regulile de instaurare a disciplinii forțate, a monitorizării, a verificării, astea cresc pe zi ce trece. Deci nu ne întreabă pe noi cineva că vrem. Eu am văzut acum cu plimbarea asta încolo. Te întoarci pe toată partea, te caută și în buzunar, și în geantă, și la documente, și la hârtii, și la tot. Păi ne-a pus să scriem exact adresa, locul, persoana, numărul de casă, strada, unde ajungem? La părinții lui unde mergeam noi. Și noi chiar am intrat în panică, zic, băi, ne-o țin ăștia pe acolo în carantină să-și o spărinte, nu. Așa e formularul aici. Trebuie să știi statul german că tu nu umbli aiurea pe stradă. Ești cu o treabă acolo fixă. Pentru cei care nu știu, părintele a fost pentru câteva zile în Germania, diaspora. Chiar și în diaspora, și noi i-am publicat astăzi o predică de-a părintelui și s-a întors chiar astăzi, că eram așa pe muche de cuțit să vedem dacă mai facem emisiunea sau nu, pentru că se auziseră niște... Nu, era vorba de întârzierea avionului, care până la urmă a venit. Bun. Imediat trecem și la întrebări, așa că vă rog încă o dată pe cei de pe Facebook care adresează întrebări pe Facebook, uitați cum apar la noi, vedem că ne scrieți, însă nu putem să citim ce întrebări sau comentarii lăsați, intrați pe YouTube și adresați în secțiunea de chat a emisiunii live de acolo întrebările sau gândurile dumneavoastră pentru invitatul. Da, aș avea dorința să puneți niște întrebări frumoase. Și fac eu glumița, să nu înceapă cum mă închin și cum citim saltirea. O citim deschisă, că dacă o știi pe din alu, eu n-am văzut astăzi nicio întrebare despre psaltire. Eu zâmbesc așa pentru că le știu că sunt aceleași care se repetă de fiecare dată. Să fie ceva mai antrenant, măcar să
cum să spun, să rămânim cu un folos. Da. Deci intrați și cei de pe YouTube, lăsați întrebările voastre în secțiunea de chat, imediat le vom lua. Ne ajută foarte mult să ne dați și un like sau să distribuiți această emisiune pentru algoritmul de la YouTube și pentru a afla cât mai mulți oameni și să se folosească până la urmă cât mai mulți oameni de aceste învățături. Bun, pe de altă parte vreau să vă spun că vă admir răbdarea, părinte. Vă cunosc de, cred că, mai bine de 10 ani și vă spun cu mâna pe inimă, eu n-aș avea răbdarea dumneavoastră nici într-o sută de ani. Să răspuns cu atâta blândețe, să răspuns de 100.000 de ori la atât de multe întrebări care se repetă, care vin, care... Medicul cardiolog toată viața aude doar despre inimă, cu toate că o știe ca tatăl nostru. Da. Dar el pentru fiecare pacient îi ascultă cu atenție ceea ce spune, chiar dacă ai auzit de 1000 de ori, pentru că trebuie să vadă din ce margine începe boala lui. De aia trebuie să asculți, pentru că fiecăruia îi se pare că problema lui e cea mai importantă. De exemplu, hai să fac o glumiță. Eu, ca să destindem atmosfera, să nu stăm încordați, vine câte o doamnă și îmi spune: părinte, am probleme cu soțul. Când a spus lucrul ăsta, eu pun doar 3 întrebări. O plecat de acasă, nu îngrijești casa, sau umblă cu altă femeie, sau vrea să divorțeze? Sunt cele 4 linii mari. Nu, dar vă spun eu cum a început. Ei, și cum eu găsit eu un păr și un parfum și un cheptine și o clamă și eu găsit un SMS, adică i-am face tot itinerarul. Și îi spune: dacă stăm așa, ni trebuie o stămână. Uite ia canonul ăsta de aici, fă-l și stai liniștit că rezolvăm problema. Și îl pun pe dumnealui la psaltire și îi dau ei ce să citească și încercăm să redresăm treaba. Dar, într-adevăr, omul are problemele lui și lui ele par cele mai importante. Dacă el vine și spune că îl doare o măsea, înseamnă că măseaua lui e cheia aia și trebuie să ai răbdare. Na, îl doare măseaua, asta este problema. De asta au venit în fața ta, să-ți spun că are o măsea. Bun, haideți să luăm și o primă întrebare. Denis vă întreabă: părinte drag, cum să-mi explic faptul că de multe ori seara, după o oră, două de somn, mă trezesc brusc cu dorința de a face metanii și de a mă ruga? Există o explicație. Sufletul simte nevoia să facă lucrul ăsta și Dumnezeu vă trezește. Adică bucuria sufletească vă dă râvna, nu e nimic în plus. Faceți câteva mătănii, zice o rugăciune, că dacă vă luați, ia somnul, vă puneți la culcare înapoi. Așa, nu mai puțin, părinte, foarte multă lume vă salută de peste tot. Tuturor bucurie, post binecuvântat, pace sfântă, ferire de primejdii, sănătate cât în capi, ferire de orice rău și familii liniștite, copiii liniștiți, să fie toate cu bună rânduială, că vedeți că e agitație și atmosferă încinsă. Noi n-am mai apucat, părinte, să ne vedem de mult timp, dar vreau să vă spun că doamna Sanda Bogdan v-a trimis în contul nostru 500 de euro imediat cum o să ne și vedem. Și voi aveți 100 de lei lăsați aici la mine, de la o doamnă de prin Botoșani, o să-i dau lui Grațiela. Cred că te-o anunțat. Da. Nu m-a anunțat. Voiam doar să vă zic că n-am apucat și acum am văzut că a comentat doamna. Este din Canada, doamna Sanda. Da. Sănătate, bun, doamna. Ia să mai vedem. Salutări din Franța, iată-ne. Și văzusem mai devreme pe cineva. Dacă sunt franțuji cu domnul Radu Linde, să-mi trimit un SMS-ul cu numărul lor de telefon, că mi-a fost furat telefonul și nu mai am numărul. Am înțeles. Bun. Sărut mâna, părinte, ce să facem dacă descoperim că copilul la o vârstă fragedă fumează? Noi în casă nu fumăm. Explicăm cât de tragic și nefolositor este fumatul la vârsta tânără și cât de mult îi va folosi când e mai mare și va descoperi el că îi folosește sau nu îi folosește. Deocamdată asta e antrenamentul cu colegii. Salutări și din Spania. Văzusem respect mai devreme la toată țara iberică. Văzusem mai devreme un comentariu din Japonia, parcă, sau ceva de genul. Sunt mulți oameni care ne urmăresc chiar și din Australia. Numai puțin, pentru că, deși am rugat pe oameni să nu comentez altceva decât întrebări, sunt foarte multe alte comentarii. Părinte, fetița mea e zămislită după ce am băut
bobiță, da, de la așa. Credeți că este un copil, că acești copii vor fi deosebiți cu har? Deosebit. E mâna lui Dumnezeu, e lucrarea Duhului Sfânt. Evident că Dumnezeu va avea o lucrare de vreme niciodată să se întâmple acest lucru. Salutări. Sărătate și din... lui Carmen și Gabi, evident, mi-o arătat și mie aici. Da. Părinte, vă mulțumesc. Întrebări. Unde este copilul meu născut mort? Ce pot face pentru scrie în rânduiala liturghierului. Copiii fără de vreme sunt în împărăția lui Dumnezeu ca îngerii. Nu au absolut nicio problemă, nu sunt pedepsiți, nu sunt în muncă, nu sunt în nimic. Aceia sunt în mila lui Dumnezeu, n-au niciun păcat. Așa, ce pot face pentru el? Ce pot face pentru părinții mei care au dorit să fie incinerați și cu voia și acceptul surorii mele, care și ea dorea același lucru, chiar au fost? Na, ce să le faci dacă n-au înțeles termenul de trup și termenul de scriptură și de țărână? Pomeniți-i! Poate la Dumnezeu socoate altceva. Nu știu dacă au murit spovediți, dacă au murit împărtășiți. Na, noi e greu să te exprimi. Deocamdată le aprindem lumânări, le dăm ceva de pomană, îi pomenim într-un parastas, poate să le facă catisma 17 în fiecare sâmbătă, care e de ușurarea sufletului la mort, și aș risca pe o mila lui Dumnezeu, pentru că poate și din constrângere, din lipsă de locuri, poate și din hazard. Am mai întâlnit și eu într-o zi un domn care a spus: părinte, sunteți duhovnicul meu, dacă mor vreau ars, tu ar fi bine să te bagi într-o găleată cu jăratii, cu chicioarele, am un diviu zez de prostești, ca să-ți dai seama că n-ai să mori, ce înseamnă să te incinereze. Și după aia mi-a zis: știți, mi-a luat cripte la Petru și Pavel de când m-ați ocărât. No. Eu personal, că am întâlnit aceste întrebări des, foarte des chiar, eu personal, dacă mama sau sora sau fratele mi-ar da scris să-l incinerez după eu moarte, eu nu i-aș incinera chiar peste voința lor. Exact, eu l-aș îngropa creștinește. Da, duc acest păcat cu mine, dar nu fac prostia asta. Bun. Părinte, este adevărat că Dumnezeu are preferați și că nu ne iubește pe toți la fel? Un preot a spus obligatoriu, preferații lui sunt sfinții, nu spune prieteni și casnici și împreună locuitori și cetățeni ai raiului. Și spune acolo, dacă nu ne uităm, că doar cântăm psalm: Domnul iubește pe cei drepți, Domnul păzește pe cei nemernici, dar calea păcătoșilor o va pierde. Cine păcătuiește în mod ostentativ să arate lui Dumnezeu că el e păcătos, pe ăla îl pierde. Dar pe ăștia care greșesc din greșeală îi iartă, dar pe cei drepți îi iubește. Pe sărac, pe văduvă va sprijini, calea păcătoșilor o va pierde. Sigur că are preferați, dar nu la modul părtinitor, nu la modul egoist. Cine spune Evanghelia, plouă peste drepți și peste păcătoși, Dumnezeu dă hrană și la cei buni și la cei răi, dă lumină și peste cei drepți și peste cei păcătoși. Doamne ajută, părinte, cum ar trebui să mă raportez la școală ca să pot să fiu un elev bun și să-mi fac părinții fericiți? Notele mici sunt motive de supărare, de moralizare, cum să fiu să reușesc? Încercați să nu rămâneți niciodată repetent, încercați să nu rămâneți niciodată corigent și încercați să vă alegeți cu ceva din școală. Eu n-am fost un elev bun la școală, chiar nici nu m-a interesat învățatul, mai ales că am făcut liceu, naveta cu trenul, mă sculam dimineața la 4, ajungeam seara la 5, schimbam cărțile în geantă și mă culcam sau mai făceam treabă pe afară. Și ai mei mă întrebați, ai învățat pe mâini? Tăt știu, da, știi, tăt. Și învățam în clasă, între pauze, 6, 7, 8. Chiar îmi amintesc odată, Dumnezeu să-i dea sănătate la diriginta mea, Zaremba Eugenia, dacă o mai fi trăind, o femeie de aur, o pâine a lui Dumnezeu. Înainte o chema doamna Florea, profesoară de matematică, o predat la Agricola, apoi la Hurmuzache. Și am înțeles la cineva că este pensionar de însă de acum, dacă avea vreo 40 ani când eram eu elev, vă dați seama că acum nu mai poate să predea. Și ea săraca spunea: măi, tu ești un om tare interesant, nici nu te târi de coada clasă, dar nici nu-ți place să fii în frunte, stai așa pe la mijloc și trândăvești, pierzi vremea de pomană. Eu mai am, nici eu n-am fost o elevă de nota 10 pe linie, cum o e frate meu, de exemplu, dar mi-aduc aminte și acum vorba unui profesorului meu de economie care mi-a zis:
Măi, Grațiela, tu ești brânză bună în burduf de câine. Tot timpul mă mai întâlneam, liceul pentru noi a fost perioada cea mai frumoasă, când mai chiuleam și mă întâlneam cu tata pe la ceva. Eu liceul l-am făcut din întâmplare. O vecină de-a mea, Măriuța, nu știu ce mai face la vârsta asta, veterinară, era cu un an mai mare, Calancea îi spunea de acasă, nu știu cum îi spune din căsătorie. Mă întâlnesc cu ea, venea de la Rădăuți și zic, ce faci? Păi am fost să mă scriu la liceu, la Rădăuți. Dar la ce liceu te înscrii? La agricol. Și zic, știi, să ajungi până acolo? Da. Păi zic, hai, ia-mă-și pe mine că mă duc și eu să mă înscriu tot acolo, dacă ești tu, că am cu cine mergi și cu cine vine, că era vecina mea. Na, nu știam și să predă sau și să învață acolo. Și o zis, uite, du-te la școală, scoate foaia matriculă. Mi-a spus ea nu știu ce, un rând de hârtii. M-am suit cu ea pur și simplu în tren și am plecat la Rădăuți, la liceu agricol și m-am înscris. Și așa m-am trezit la liceu. Tatăl meu m-a întrebat, măi, dar la ce liceu te-ai scris? Zic, nu știu, unul cu tractoare industrial. El bucuros ca să mă facă mecanic, ceva de ăsta care cu șuruburi, cu de astea, cum a fost el toată viața, lăcătuș mecanic. Și când au auzit că sunt la liceu agricol, au zis, aoleu, pe mine moștul m-a învățat să grijesc animalele fără să fac liceu. Nu știu ce școală ți-o mai trebuie și ți-i și cu asta, dar uite că trebuie și asta, că dacă nu știi să grijești un animal, ia că am rămas fără porci, fără vite, fără fierme, fără oi, datorită faptului că am râs de liceu agricol. Da, da. Și porci, gândiți-vă... Porci desenați, porci desenați, nu putem mânca pâine desenată, nu putem mânca carne desenată, nu putem mânca lapte desenat, nu, trebuie să mulgi vaca dacă vrei lapte. Gândiți-vă că... Și iată că acum se vede lipsa zootehniștilor, agronomilor, da, horticultorilor, da, da. Viticultorilor. Facultatea de agricultura, de agronomie, scuze, a ajuns acum una dintre cele mai căutate facultăți și încă ceva, Uniunea Europeană alocă foarte multe fonduri europene, însă îți cere studii. Deci fără studii este una dintre condițiile de bază pentru alocarea acestor. E obligatoriu. Dacă nu ești agronom, ce să faci cu, ce să faci cu banii? Ce da. Știi tu să faci? Bun. Bună seara. Mereu când ascult Paraclisul, ori liturghie sau orice altceva, mă iau fiori și lacrimi și nu înțeleg de ce. Ba, trebuie să înțelegeți foarte bine. Dacă nu vă vede nimeni și sunteți numai dumneavoastră singură, eu leg de dar de lacrimi de la Dumnezeu pentru curățirea inimii și a sufletului. Dacă vă vede cineva, feriți-vă că nu-i tocmai bine. Bun. Santos vă întreabă. Părinte, atunci când suntem nervoși pe o persoană... la nervi de o persoană, lucru sau animal care dragi în el, înseamnă că am hulit împotriva Duhului Sfânt? O leacă da, dar nu mult. N-avem voie să drăcuim nimic. De la firul de nisip până la firul de iarbă, toate sunt zidirea lui Dumnezeu, până la cel mai mare animal ca girafa, care are 20 metri înălțime, și până la furnicuța aia mică care o prinzi în borcanul cu zahăr și o arunci pe geam afară cu penseta. N-avem voie să drăcuim, nu? Să le binecuvinteze Domnul Dumnezeu. Părinte, dacă noi pe pământ avem o viață grea, probleme în familie, necazuri, atunci pe lumea cealaltă vom fi în rai? Cum explicați că unii au tot, iar alții nimic? Unii își bat soțiile, iar alții le iubesc. Păi cei care își bat soțiile, aici îți fac o glumă, dar după aia dau răspunsul bun. Ion și cu Vasile erau vecini și Ion... bătea tătă ziua soția și Vasile, care era iubitor și condus cumva de femeie și era tot timpul un băiat din nota 10 și supus, îl întreabă, măi Ioane, mă, de ce bați femeia asta tătă ziua? Eu nu știu, de-aia sigur știe. E, are legătură cu piatra aia care trebuie, nu, care cu gura de apă. Care nu e în gură la timp cu apă, cât e bărbatul nervos, exact. Prin tăcere. Da, vorba până... Nu, acum răspunsul corect este acesta. E o mare greșeală, eu am altă părere, chiar și părintele Cleopa mi-a atras odată atenția asupra acestei chestii, că i-am cerut un sfat, zic, părinte, dacă doi oameni se bat între ei și nu se împacă, are rost să mai stea împreună? Și el a zis așa, mamă, e crucea lor, dacă se dispart, lasă-i, dar nu-i îndemnă. Ei, de multe ori am văzut atât de multe suferințe și nenorociri încât i-am zis, femeie, iau decizii, că străci și copiii și nebunești și tu și nu să alegi nimic din tot ce faceți. Ia o direcție că nu-i bine ce se întâmplă la voi. Adică câteodată chiar am fost radical și i-am spus, vrei să-l rabzi, rabdă-l, dar îl rabzi degeaba, din ăsta nu iese nimic.
și a mai dat câte o sentință de divorț, pentru că e pierderea timpului degeaba. Stai în iad și aici și dincolo. Adică începi iadul de pe pământ. Cel puțin trebuie întotdeauna să ne gândim că viața e atât de scurtă și dacă nu ne bucurăm de ea, măcar de roadele ei. Că ai crescut un copil și te bucuri că e mare, l-ai văzut însurat și te bucuri că e la casa lui, l-ai văzut cu un nepot și te bucuri că ai urmaș și ea cam din asta ne hrănim. În restul sunt facturi, plăți, griji, responsabilități, program, patron, servici, grija de zi cu zi. Și acum mai au ăștia grijă să ne pună 100 de grijă în spate, să nu mai faci focul, că să încălzești planeta, până când au dat foc la miliarde de hectare de păduri, nu a fost încălzire de planetă, când pune o babă trisul și ele pe foc. Și după aceea, iară, că să nu mai astea facturile astea toate scumpite, cu gaz, cu curent, ce tot vorbesc acolo, cu lumină, cu toate. Deci sunt destule greutăți. Măcar în căminul familial să existe o doză de liniște, pentru că în sărăcie, slavici spune asta, că dacă este vorba nu averea și banii te fac fericit, ci liniștea bordeiului tău. Dacă nici în sărăcie aia nu este măcar o liniște, să bei o cană de ceai așa slab și neîndulcit cum e el, să te bucuri că existi, măcar să auzi un te iubesc de la soțul tău sau de la soția ta, deja iadul poți să înceapă de pe pământ. Și mi se pare absurd să duci la extrem niște terorisme de genul ăsta inutile și inexplicate. Deci eu personal zic eu că am avut o experiență, am avut câțiva oameni din ăștia răi pe care i-am făcut buni. Greu, dar i-am îndreptat. Dar am avut și aceste creiere tari care o să așa, părinte, în casa mea eu hotărăsc, nu preotul. Și s-a întâmplat ce nu era de așteptat. A hotărât Dumnezeu, nici preotul, nici el. Adică, unii vrea Dumnezeu, mai schimbă soarta firii și nu iartă. Dar e o vorbă populară. Nu e lege să te lege de cine nu te înțelege. Bună ziua ție, bună ziua mie. La revedere, Doamne ajută, ne mai vedem când ne întâlnim. Dacă vrei, mă invit la o cafea, că am fost soția ta. Dacă vrei, te invit la o cafea, că ai fost soțul meu. Du-ți sănătos. Da, apropo, asta este o contradicție față de ce ne învață alții, cum că o căsnicie grea și dificilă, da, cu soț așa, ar fi o cruce pe care noi ar trebui să o ducem. Nu, Apostolul Pavel a spus două lucruri foarte interesante. Hai să le luăm în viziunea lui Pavel, nu cine a spus cineva. Spune Pavel așa: bine este, fecioare, să măriți, dar mai bine să rămână așa. Și tot Pavel spune, eu aș vrea ca tot să fie ca mine, dar nu-i cu putință. Neputând purta zăduful și căldura zilei, vin la însoțirea nunții. Spune acolo, bărbatul să fie bărbat a unei singure femei. Și la Galateni spune așa, atât de mult a iubit Dumnezeu biserica, încât s-a dat pe sine pentru ea. Bărbaților, iubiți pe femeile voastre cum a iubit Hristos biserica. Și după aceea spune Apostolul Pavel că cine oare nu-și încălzăște trupul lui și nu-l hrănește și nu-l așa? Deci tu când te-ai unit de soția ta prin cununii, te-ai făcut un trup cu ea, tu poți să te bați pe tine, poți să iei cuțitul, să te zgâri, să te tai cu furculița, să scoți ochii cu lingura, nu poți. Deci înseamnă că nici altuia nu-i poți face lucrul ăsta. Iar dacă cineva îndeamnă la rabdă femeie că ai să ai cunună, și ea vrea să rabde, să aibă cunună, să stea. Marea pravilă împărătească de la Govora, 1642, în dreptarea legii, spune așa: femeia, dacă e vătămată de moarte, poate da divorț, dacă bărbatul e curvar, poate da divorț, dacă dărâmă casa, delapidează, distruge, poate da divorț, dacă pune în pericol viața ei și a copiilor, poate da divorț. N-are decât să stea bătută. Ziua bătută, ziua să muncească, ziua bătută, ziua să muncească, ziua bătută, sara tai stești copii, hrănești și la urmă aștepți cununa. Eu nu știu dacă s-ar putea să dea Dumnezeu o cunună cum nu s-o mai văzut. Dar eu aș prefera, din punct de vedere rațional și uman, ca un individ din ăsta să fie băgat undeva la ocnă, măcar un an de zile, și un caraliu să facă cu el tot ce a făcut el cu nevasta lui, adică să-l terorizeze psihologic și să-l cocoșească cu bătaia, cum a făcut el cu nevasta. Că atunci când iese, dacă îi place
o să mai stea acolo, că îl duci din nou, iar dacă nu i-o plăcea, o sta lângă casa lui și o avea grijă de copii sau de soție. Nu știu dacă este corect. Preotul care își asumă această crimă sufletească de a tortura o femeie necăjită, eu n-am văzut bărbați să se preocupe de copii, am văzut femeie care crește 2, 3, 4, 5, 6, văduvă, despărțită, singură, cu copii, el îi vindica sau mai scoate în drum, o și batjocorește, o și vorbește de rău, îi și face rău la serviciu, prostiile astea le aud în toată ziua, mă doare sufletul. Dar bărbații nu, bărbații mult mai comozi, mult mai liberi, mult mai cu drepturi, mult că el e bărbat, că el e nu știu cine, că el e nu știu cum. N-aș accepta, eu personal, dacă aș fi femeie, băiatul ăla m-ar pomeni toată viața că m-a cunoscut. Toată viața lui ar ține minte că a dat palma în mine. Nu a avut fericirea. Eu m-am născut bărbat și scălugă, n-a avut acel bărbat fericirea să întâlnească o femeie cu mentalitatea mea. Bună mentalitate. Să știți că câteodată mai învăț și eu câte ceva așa, când prind. Nu, dar trebuie privit din punct de vedere, hai să o luăm penal, civil și juridic. De ce să lovești? Corect. Prin cununia civilă și prin cununia religioasă, femeia nu devine nici sclava bărbatului, nici femeia de serviciu a bărbatului, nici badanta bărbatului, nici sacul de box a bărbatului, nici altceva, obiect de tortură. Femeia prin cununie devine parte civilă din familia lui, din punct de vedere sufletește, parte din sufletul lui, parte din viața lui, parte din trupul lui, parte din casa lui. Și aici problema nu se pune din punctul bărbaților și a femeilor, problema se pune altfel. Aici vinovați sunt căpcăunii de la Parlament care fac legi, pentru că ar trebui în momentul în care sunt copii mici și femeia, dai bărbatul afară, poate să vină el cu o mie de scuze și de explicații că a avut el bani, că a cumpărat, băi, nu mă interesează. Atâta timp cât ai procreat și ai adus copii pe lume și ai încurcat o femeie și ai născut copii, tu nu o poți scoate afară din casă. Când vor avea copiii 20 de ani și studenți la viața lor și la munca lor, vinzi tu casa sau ce ai de vândut. Nu dai tu femeia în drum cu 3 copii sau cu 2 sau cu 1 și tu ești moștenitor, că ești șmecher. Astea sunt cele mai proaste legi făcute care vin împotriva familiei. Ca să apară concubinajul, ca să apară divorțul, ca să apară căsătoria de probă, ca să apară curvăria, dezmățul, dezfrâul și toate mizerile. Deci, inclusiv legile statului sunt făcute din niște oameni irresponsabili, vorba lui Madame Șoșoacă, care a spus că acolo făcătorii de legi nu știu Constituția și vin și își bat joc. De ce? De cel mai elementar embrion, familia, că de acolo ies valorile. Numai o mamă poate crește un arhitect, numai o mamă poate crește un doctor, numai o mamă poate crește un inginer, numai o mamă poate crește. De ce? Că ea îl poartă în pântici, ea îl hrănește, ea îl educă, ea rar vezi bărbatul să stea să facă lecții cu copiii. Mama dă de 10 ori bacalaureatul, mama dă de 10 ori examenii, mama dă de 10 ori teză, mama îți duce de 10 ori și îl înscrie, mama face grădiniță, mama face gimnaziu, mama face liceu. Doar eu le văd când vin ghetele femei. Părinte, dăm rugăciuni să ia treapta, dăm rugăciuni să treacă, să iei note, dăm să facă cu tare. Rar am auzit bărbat, părinte, fă-și mie un pomenic că copilul meu are nu știu treabă. Nu, mamele-s cu treaba asta. Și atunci tu nu ai dreptul. Eu aș face o chestiune în momentul când un bărbat a dat într-o femeie să facă o lună de pușcărie și să vezi cum îi dezveți pe toți de bătut femeile. Și atunci să vedeți că dispare și rata divorțului. Și să-și întărește ceea ce numim noi familie. Nu se poate. Dacă te duci în cireadă, boul nu dă cu capul în vacă niciodată. Doi boi sunt punct sau două vaci. Ia uitați, e un exemplu fantastic ăsta cu bou și cu vacă. Pentru supremație, o spun. Da. Din punct de vedere al naturii, al biologicului. Dar n-ai să vezi vreodată că boul împunge vaca. Niciodată n-ai să vezi lupul că mușcă lupoaica, câinele că mușcă cățeaua, pisoiul că mușcă pisica. Deci o protejează. Oare noi suntem mai jos decât animalele? Nu există așa ceva. Deci s-a ajuns prea departe. Și dacă ar fi măcar niște bărbați responsabili, dar au destule slăbiciuni, îs comozi, vor spălați, vor călcați. Am citit odată un articol, nu știu cine a scris un pamflet din ăsta pus pe Facebook, că de ce își pierd femeile bărbați. Nu-i pierd, ei sunt pierduți de la mama lor.
eu am auzit mamă care a spus următorul lucru: vai, de-ar găsi o fată să le iei, că m-am săturat de el. A, deci tu ca mamă te-ai săturat de el și l-ai plasat la o fată. Deci el dai în ce? Măcar în plasament. Du-te și aranjează la școala de handicap sau cum se cheamă acolo, la gradul de handicap, dă-l cu întreținere și însoțitor, măcar să aibă aia o plată că ți-l ține. Nu el dubețiv și ordinar și fără chef de muncă și stăcat, ca să ți-l întrețină aia, să-și mănânci zilnic cu el, că tu nu l-ai educat cum trebuie la vremea când trebuia educat. Asta e greșeala. Deci nu se admite. Iar fetele sunt naive, că cred vreodată că din tot felul de bolovani ele pot face pietri fini. Niciodată din scârnăvie și din om ticălos și mincinos și sperjuris și prefăcuți și vicleni și toți sunt victime și să-i vezi, toți au depresie și toți sunt răniți sufletește și ei nu știu să-și sufri mucii cum trebuie, dar sunt mari masculi. Hai să fim serioși. Deci este inadmisibil ca o fată să nu se uite cu cine se încurcă. Și am greșit, să știți, de multe ori am spus fete: fată, nu-l lua că-ți mănânci zilnic cu ăsta. Am o spus lui și nici m-a întrebat: părinte, aveți ceva cu mine? Ce nu dați voie să mă căsătoresc cu el? Mă, eu așa am zis. Da, părinte, ea mi-a spus. Nu înțeles, i-am spus: ai grijă ce faci, cum îl iei, că tu ai să mănânci pâine cu el. Asta i-am spus. Doar nu eram naiv să recunosc, i-am spus nu-l lua. Și după ce s-o despărțit, el am întrebat-o, zic, ții minte când m-ai spus lui că uite ce mi-a zis părintele? De asta nu merită nici vouă, fetilor, să vă spun ce trebuie. Mușcați din suferință și din greutate și din necaz, că atunci când vă dă duhovnicul un sfat, să știți să-l înțelegeți. Adică nu vii și mă ispitești, el stă la ușă și tu afară și tu nu-ntruși. Părinte, e bun băiatul ăsta, să mă mărit cu el, mă, au zis că nu ești bun, ca să-mi faci mie șicani. Nu, da. Nu în asta constă. Tu testează-l, vezi dacă se roagă, vezi dacă se închină, vezi dacă îi place un ban, dacă știe să țină de el un ban, dacă îi place un loc de muncă, dacă îi place să muncească, dacă nu bea, dacă nu fumează, dacă nu-i drogat, dacă nu-i desfrânat, că nu-ți trebuie o belea la casă. Și aici divină este legea statului. Uite ăsta, cum îl cheamă, Ungarii, ministrul ăla, au pus tot felul de reguli la ei în țară, foarte serioase. Ăsta la altul, președintele rușilor, iar la fel, niște reguli foarte serioase. Poloneză, niște reguli foarte serioase. Dom'le, familia e familie, noi nu putem crește copii aiurea ca oi în stână. Ce facem, ferme de copii? Păi copilul ăla ce model are dacă el nu are un părinte care să-l învețe? Eu dacă știu ceva astăzi, nu știu că am învățat eu. Știu că bunicul meu m-a învățat o căruță de lucruri, un om cu 4 clase. Cum se pune o coadă la un topor, cum se pune o coadă la o furcă, cum se prășește, cum se curăță un pom, cum se altoiește, cum se rărește, cum se face fân, cum se cosește. Îmi spune, măi, învață să cosești, măi, că ai animale la casă și o să știi să-ți cosești iarba și râdii satul de tine. Era o raportare. Acum o termina facultate și diploma și o faci. Pui în cap să nu faci insolație, dar altceva și faci cu ea. Că dacă tu nu ești bun practic la nimic, nimeni nu te ia. Rămâi cu diploma. Deci un bărbat trebuie să aibă 10 calități clare și femeia 10 calități clare. Și când o avea odată timp, am să-l scriu care sunt cele 10 calități ale bărbatului, începând de la demnitate, credință, seriozitate, cultul muncii, responsabil, spiritual, să fii un om duhovnic, să fii un om iubitor, să fii un om calm, să fii un om cald, să fii un om respectuos. Și femeia să fie cinstită, harnică, gospodină, răbdătoare, educatoare bună, pedagogă bună și o femeie de casă, ca numai așa se duce casa. Deci casa nu se face cu aplicarea legii. Legea când intervine, deja lucrurile sunt târziu de tot. Și ca ăla, dacă s-a rupt cureaua la mașină în timpul mărsului, tu ești mort. Aia se verifică la revizia tehnică. Deci tu înainte de a cumpăra mașina te duci și vezi ce marcă cumperi. Nu dai bani și îți vine mașina acasă adusă de altul. Tu te uiți la ea. Așa e și în căsătorie. Lasă-mă, hie cum hie. Nu e hie cum hie, că ce se întâmplă? Nenorocești și viața și viitorul și urmașii și tinereța și sufletul distrugi. Da, și ați uitat să mai puneți acolo pe lista pentru bărbați să nu fie mămoși. Aici asta este cum ai spune, floare de colț. Nu o să crească niciodată inima și numai pe colț. Deci un bărbat fără mamica e nimica. Dacă nu-și dă cu părerea mamă în tot ce faci el, casa aia nu merge.
Mamă trebuie să-i spună lui și trebuie să facă. Asta e lege, nu o schimbă nimeni. De aici s-a inventat cuvântul măsa. Da. Da. Deci, eu am întâlnit treaba asta, în câteva cazuri și am vorbit eu cu soacra personală. I-am spus, vă rog, aduceți-o pe la biserică. Și am explicat mamei soacrii următorul lucru. Mamă, copilul ăsta ți-a tot ce trebuie? Da. Copilul ăsta te ajută când ai nevoie? Da. Am și eu rugăminte. Nu, îți mai da cu părerea între ei. Lasă-i în pace. Da, dar ea nu știe. Mamă, lasă să vezi dacă se dărâmă casa o stămână fără sfaturile tale. Și știi ce mi-a spus? Părinte, parcă altfel văd Nora cu alt soț de când mi-ați spus treaba asta. Nu știu, zice, parcă eram atins la cap. Nu realizam că de fapt o chisez și o nebunez din cap. Și că acum mă împac cu ea extraordinar. Nu mă bag în nimica. Îi spun, dacă vrei, dăm și mie ceva să mănânc, că mi-e foame. Și ea mă servește la masă. Dar o ascultat, o înțeles. Da. Da, și apropo de deci asta, trebuie, de relațiile astea... Soacra, indiferent de mama fetei sau de mama băiatului, reciproc, trebuie să înțeleagă că cei tineri trebuie doar conduși și sfătuiți, nu instrucții, nu intervenții. N-ai treabă acolo. Lasă-i în pace. Nu-i corect. Da, și apropo de... dramele astea din căsnicii, ajung foarte multe, am văzut foarte multe știri, te îngrozești efectiv dacă te uiți la știrile de la ora 5. Mai mult știrile nu mă interesează, că alea oricum sunt numai nenorociri înșirate acolo, dar faptul că se întâmplă aceste nenorociri, se vede că au dispărut de tot. Rușinea, demnitatea, bărbăția, credința și frica de Dumnezeu. Ce mai clar de atât. Voiam să vă dau un exemplu concret legat de legile din România. Pușcat, ucis, sugrumat, dar nu vedeți și blestemății arată. Deci fiți atent cum a pus problema. Eu înainte să mă căsătoresc cu câțiva ani, am avut o problemă cu un băiat care mă știa de pe internet și mă, cum se cheamă, urmărea sau ceva de genul ăsta. I-a deschis... Da, ea a deschis poliția dosar penal, a început urmărirea penală și într-o noapte, când am venit din oraș, locuiam în perioada aceea undeva la parter, a început să-mi trimite mesaje spunându-mi cum, unde arăt, că sunt în bucătărie, că sunt... Deci omul era efectiv disperat. Am sunat la 112 și știți ce mi-a spus? Că atât timp cât nu-ți sparge ușa sau geamul ca să intre peste tine în casă, ei n-au cum să intervină. Nu, deci, trebuia, nu vă da răspunsul corect. Doamnă, când nu mai mișcați și ați murit, anunțați-ne că e caz penal. Da, exact. Bun, trecem mai departe. Bună seara, părinte, vreau să îl urmez pe Dumnezeu. Ce ar trebui să fac? Să citesc Biblia? Da, și din fapte și din cunoașterea lui Dumnezeu. Adică și tehnic, și intelectual, și practic. Încă o întrebare. Eu sunt căsătorită cu soțul doar civil pe moment. Am înțeles că nu pot da de pomană pentru morți, că nu este primit. Este adevărat? Niciodată. Astea sunt prostii. Pomeniți-vă morții liniștiți și vedeți-vă de treabă. Căutați să găsiți un preot ca să mergeți să puteți citi cununia religioasă. Nu stați așa. Pomeniți morții liniștiți și faceți-vă treaba față de ei. Bun, aș vrea să ne explicați, părinte, ce înseamnă ia-ți crucea și urmează mie. Să primim de la Dumnezeu tot ce ne vine ca din mâna lui Dumnezeu, să nu disperăm și să luptăm, să rămânem în picioare și să existăm. Asta înseamnă. Să rămâi credincios, indiferent de situații. De exemplu, mai prin tinerețile mele, și mie mi-au pus oameni întrebări. Eu am spovedit aici în Iași chiar din 91, imediat după Revoluție, când nu erau atâtea biserici noi care sunt făcute, nu era o parte din preoții noi care sunt acum. Și veneau oameni și puneau întrebarea cam în felul ăsta. Și ce mi-e să mie dacă merg la biserică? Zic, cu ochii și bătături la tălci, ce poate să-ți iasă? Ochii o să fie de la fum și de la tămâie și bătături de la stat în chicioare. Deocamdată asta vă iese. Adică ei înțelegeau la vremea aia comunistă, imediat de după Revoluție, că mersul la biserică ar trebui să fie ca un avantaj.
deocamdată nu este un avantaj. Mersul la biserică este cunoașterea lui Dumnezeu, familiarizarea cu Dumnezeu, dorința de a-L ști mai bine, dorința de a-L cunoaște mai bine, de a te apropia de El mai bine, de a te forma mai bine. Asta înseamnă nimic altceva. Asta înseamnă a-ți lua crucea. A fi corect când alții sunt strâmbi, a fi bun când alții sunt răi, a fi calm când alții sunt nervoși, a fi răbdător când alții n-au răbdare și a fi vrednic când alții sunt nevrednici. Asta e o cruce. Bun. Părinte, ce pot citi pentru fiica mea cea mică? Nu vorbește și pentru dureri? Sterian, Mihail și Gavril, Maslu și împărtășit duminică de duminică copilașul. Doamna, din câte știu, este din diaspora. Da, trebuie neapărat împărtășit și făcut Sfântul Maslu când este și neapărat citit Acatistul Sfântului Stelian, care apără copiii și îi vindecă, și Sfântul Arhanghel Mihail și Gavril, cosii dezlege graiul. Pantelimon, Nectarii, dar astea două. Vă întreabă cineva dacă poate citi Psaltirea de mai multe ori. De când am terminat-o, nu mai merge bine nimic. Ați văzut cum lucrează Stavarache, cum o găsit el să vă pună piedici. Citiți-o, îi spui așa lui Sarsaile, domnul meu, Negrilă, o să continui să citesc Psaltirea până o să meargă iară bine. Și când o să meargă bine, o să mă opresc. Am să-mi dau seama că nu ți-ai mai băgat tu coada. Apropo de cadavru și de încinerare, se mai poate pomeni la liturghie dacă este cineva incinerat? Vedeți, aici trebuie atenție la o chestie. Cadavru poate fi trupul unui cal, unui pisoi, a unei oi, a unui lup, a unei vulpi, orice alt animal care nu are suflet. Noi avem trupuri. Trupul este făcut după chipul și asemnarea lui Dumnezeu, că Hristos s-a întrupat în trupul nostru. De aia spune că s-a întrupat, nu s-a încadavrit. S-a întrupat pentru noi oameni de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara. Nu mai folosiți termenul de cadavru. Trupul nu-i bine să fie incinerat, dar dacă a fost incinerat și omul știți că era ortodox și de avea cu Dumnezeu sau să ruga, pomeniți-l la Sfânta Liturghie. Vreau să le mulțumesc din tot sufletul meu celor care sunt pe chat, administratorilor chatului, pentru că îmi fac munca mai ușoară și șterg celelalte comentarii care n-au treabă cu întrebările. Unde eram? Bună seara, părinte! Ce ar trebui să facem cu o mâncare pe care am primit-o de la un parastas, dar din vina mea a rămas prea mult timp în frigider, nu s-a consumat și nu mai este comestibilă? O dăm la un animaluț, o punem undeva pe o margine de drum sau de undeva. Dacă este alterat, atunci o punem într-o pungă și o dăm în tomberonul de resturi, unde se dă afară, la unde trebuie dată. Doamna Alesia vă salută din Belgia și zice că are și un bebe în burtică. Dumnezeu să-l păzească întreg și sănătos. Da, s-ar putea să primesc înjurături pentru că i-am discriminat pe bărbați. A, nu, dar nu sunt înjurături. Pur și simplu oamenii vorbesc între ei. A, povestea zilelor. E un lucru care se întâmplă foarte des și nouă ne place treaba asta, doar că de fiecare dată când vine părintele Calistrat, nu apucăm să luăm toate întrebările, că sunt foarte, foarte multe. Și de aceea i-am rugat astăzi să ne ajute puțin cu selectarea. Vă roagă cineva să o pomeniți pe fata mea Bettina mâine. Bettina, scrie cu pixul clăsoare. Așa. Să facă pentru dânsa Sfântul Stelian. Părinte, cum putem ierta de 70 de ori câte 7 pe aproape care tratează aceeași greșeală cu indiferență? Am să vă răspund printr-o glumă. În fața unui tribunal, în fața procurorului, ajunge un domn cu o doamnă, soț și soție. Deschid problema unui divorț. Doi avocați selecți, de o finețe foarte ieșită din comun în dialog, încep să spună despre cei doi inculpați ai lor, unul față de celălalt, următoarele vorbi. Domnul este un pedant, este un ilustru, este un om de știință, este un om bun, este un om la locul lui, își iubește casa și iubește soția. Celălalt spune despre soție. Doamna este o distinsă, este o finuță, este o elegantă, este o delicatețe, este o răbdare, este o dulce.
dar totuși a hotărât să dea divorț pentru anumite slăbiciuni ale soțului. S-a crezut întâi că e vorba de ceva trupește. Și în final, judecătoarea, văzând că e o problemă delicată, n-a mai vrut să asculte avocați. A spus, vreau să ascult direct inculpații. Spuneți-mi, doamnă dragă, că am văzut că ați vorbit așa de frumos de soțul dumneavoastră. Ați putea să divorțați vreodată de el? Aș putea să-l păstrez cu o singură condiție, dacă îmi promite că nu mai face ceea ce face și aș vrea să-l întrebați pe el ce face. Și doamna mirată se îndreaptă către celălalt inculpat, președinta tribunalului judecătoresc, și întreabă, spuneți, domnule, ce faceți soției de se supără și în maja de a da divorț? Ei, și soția mea, zice, exagerează. Uit mereu apa deschisă la baie și se închid căpăcelul la asta, la cutiuța de dinți, la unii pasta. Ei, și asta e o problemă? Ei, nu e o problemă, dar ei nu-i place treaba asta. Și zice, și asta e un motiv de divorț, doamnă? Da, de 25 de ani când suntem căsătoriți, eu a trebuit de fiecare dată să închid pe asta, capacul la pasta de dinți, să-i spăl periuța după ce se spală și să-i spun de 70 de ori pe zi că nu sunt de acord cu lucrul ăsta. Și deși singurul inconvenient, continuu cu încăpățânare să-l repete și vreau să-i dau o lecție de solidaritate. Să văd dacă cea care va veni după mine va avea docilitatea mea ca 25 de ani să închidă apa după el când se spală la chiuvete și să strângă dopul la pasta de dinți. Vedeți? Deci așa trebuie privite lucrurile. Sunt motivații care sunt plauzibile și sunt motivații care nu sunt plauzibile. Lezarea demnității celui de lângă tine e mai periculoasă decât dacă i-ai vândut casa sau i-ai dat în cap sau ai pălcuit-o. Deci sunt situații când ceva te poate duce la paranoia sau la boală psihică doar pentru faptul că devine fobie. Da, apropo de căsătorie și de divorțuri, erau doi bătrâni respectabili, 80-90 de ani și niște tineri au întrebat cum de a rezistat atât de frumos căsnicia dumneavoastră dacă după atâția ani de căsnicie încă îi spuneți soției dumneavoastră iubito, puiule, mamă, și în toate felurile, în toate lintăturile, la care moșul îi zice, nu mai țin minte cum o cheamă. Da, dar vedeți ce gest frumos. Da. Părinte, cum putem scăpa de lene? Este păcatul pe care îl fac mereu, îmi este destul de greu să scap, dar știu că într-un final voi scăpa. Lenea trebuie antrenată în fiecare zi cu un lucru. Azi mătur, mâine spăl, poi mâine calc, răs, poi mâine merg la servici. Și în felul ăsta poate să fie și o epuizare, o astenie, nu neapărat întotdeauna o lene, dar trebuie cumulată tot timpul cu un lucru practic. Dacă l-ai făcut cu drag, înseamnă că nu ții lene. Dacă lași totul baltă și vraiște, atunci e clar că e vorba de lene sau de trândăvie. Bun, vă întreabă cineva dacă dumneavoastră vedeți mesajele lor de pe YouTube. Unele care sunt scurte, da, unele care sunt lungi, nu. Așa. Aici. Părinte, este bine să ascultăm și să ne rugăm acatiste, psalmi, rugăciuni pe la YouTube. Iertați-mă și mulțumesc din suflet. Sigur, dacă ești în mașină sau pe drum sau la servici, decât să pierzi vreme, asculți, că nu e niciun păcat. Tot rugăciune se numește. Așa. Vă salută din Stuttgart, Germania. Respect. Numai puțin, că sunt foarte multe alte comentarii. Mult am avut de învățat de la dumneavoastră când am ajuns în pelerinaj într-un moment dificil pentru mine, câtă bucurie mi-a țară. Ăsta nu e întrebare. Scuze. Sunt foarte multe, părinte. Mulți oameni vă apreciază. Mulți spun că sunteți cel mai iubit preot de pe pământ. Citez pe cineva. Preotul cel mare, Hristos, e iubit primul. După aia duhovnicii care ne-au învățat pe noi, că dacă nu erau ei, noi nu eram nimic, și apoi urmăm și noi.
Ce să facem? Da. Să știți că multă lume vă vrea patriarh. Am citit multe bine. Avem la zuc prostii, deci cu gunoaile. Așa. Ia să văd. Doamne ajută, părinte, sunt însărcinată cu al cincilea copil. Chiar în duminica în care m-am împărtășit, seara am avut de făcut niște analize și mi-au luat sânge. Întrebarea este dacă este greșit sau nu. Nu e nimic greșit, slavă Domnului, împărtășiți-vă tot timpul să crească copilul cum trebuie. Ce rugăciuni să fac pentru căsătorie? Sfântul Nicolae și Paraclisul. Salutări din Spania, părinte Calistrat. Nu mai puțin. Da, Spania. Spania, da, eu tot dau scroll ca să ajung la întrebare, pentru că v-am zis, sunt multe comentarii. Uitați una. Părinte, spuneți-mi, vă rog, cum să încep o spovedanie. Părintele la care merg îmi acordă vreo 2-3 minute și nu știu cu ce să încep, cum să fac pe scurt, mai concis, cuprinzător, el nu mă întreabă nimic. Poți nu vă întrebi nimic, mă ta scrie tot ce te apasă, dar cu liniuțe de la capăt. Am mai fumat, nu m-am rugat, nu m-am închinat, n-am postit. Ce păcat ai făcut? Și întindii lista, părinte, ca să nu vă țin mult de vorbă. Bă, ia, luați-o și știți-o un gând acolo și eu stau aici și dezlegați-mă. Ca să se poată încadra în șerii 3 minute. Să fie minutile preotului, nu ale tale. Când avem o problemă, este bine să facem făgăduințe Domnului? Ce înseamnă a face făgăduințe? Numai dacă o împlinim, că dacă spune bună, facem alta, nu iese cum trebuie. Eu am auzit o grămadă de făgăduințe făcute lui Dumnezeu și am văzut și belele după aia. Mai bine nu făgădui decât să nu împlinești. Cum alegem numele copilului? După numele Sfântului din ziua respectivă, după numele visat, după numele din Biblie, care vrem noi sau neapărat de Sfânt și dacă numele influențează soarta omului? Să știți că am o singură explicație. Numele se pune care ții drag. Ții drag, de obicei se punea unui urmaș din familie. Dacă bunicul a murit și un băiat, pui numele bunicului să-l ducă mai departe. Dacă mama sau bunica moartă și a fost o femeie vrednică și o fetiță, pui numele mamei sau bunicii ca să rămână în neam, să nu se șteargă numele. Odată. Asta e prima. Iar cu darul lui Dumnezeu, în momentul în care vrei să pui un nume sfânt din calendar, e foarte frumos, nu e nicio greșeală. În schimb, la influența numelor, aș putea spune așa, că ăștia care îi mai cheamă Ilie, îi place mult să bea. Am sesizat lucrul ăsta. Da, nu știu dacă e din cauza numelui sau e din cauza năravului, dar am sesizat lucrul ăsta. Și ăștia care îi cheamă Felix, Virgil, Marius, sunt băieți foarte buni, dar sunt foarte instabili familial și sufletești, adică sunt reci, nu sunt niște oameni calzi. Mereu se plâng soții, deci că soțul așa parcă e un străin în casă, nu știu de ce, li se pare lor, dar am însemnat de-a lungul timpului. Și cred că poate să aibă și numele vreo influență câteodată, nu știu cât de mare, dar am sesizat lucrul ăsta, adică sunt așa mai reci, nu sunt... În general, femeia vrea ca soțul să fie ceva parte din casă, din familie. Și-o place când îi aud pe la biserică, tata, du-te și ia lumânări, sau el, mama, vezi, ai grijă de copii, mă duc după lumânări, nu știu de ce își zic așa, dar sună frumos. Da, vă recomand fetelor să vă căsătoriți cu bărbați cu nume de Alexandru. Așa, unde au rămas? Eu sunt ca o babă din aia. Nici nu. Cum asta a fost, mamă, a fost întrebarea. Da, trebuie să-mi schimb dioptriile, mă scuzați. Părinte, de fiecare dată după ce mă împărtășesc în seara respectivă când merg la somn, îmi este frică enormă și îmi este rău fizic, dar cum spun rugăciunea lui Iisus, mă liniștesc. Este vina mea cumva? Nu, ăla e sarsailă care vrea să tulburi liniștea celui împărtășit și n-ar trebui să vă fie frică deloc că l-ați mâncat pe Hristos și stă în inimă. N-ar fi motiv de frică.
Am acasă o icoană pusă frumos în sufragerie. Uneori am impresia că miroase a tămâie. Inițial am crezut că mi se pare, dar soțul meu ia... Dar și nu e impresie, o realitate. Unii icoane izvorăsc miros de mireasmă duhovnicească, ca să știți. Deci să n-o dați, să o cinstiți, să-i puneți o candeluță, că ăla e un dar de la Dumnezeu. Ia uitați ce frumos, doamna Mirela vă spune că vă locuiește în Serbia de 20 de ani și că vă urmărește cu mare drag și vreau o binecuvântare pentru ea și familia ei. Binecuvântarea Domnului peste toți sârbii noștri, bărbătoși, vrednici și curajoși. Să vă păzească Maica Domnului. Bun. Mai puțin, iar așa. Mai am o supărare cu soțul care are patima beției. Citesc la psaltire, fac bine sau nu? Ce acatiste să mă rog și ce psalm să citesc pentru a ilumina mintea? Și a se mai mult de... trebuie citit Mina, Mihail și Gavril ca să lase el băutura și citit la psaltire mai mult psalmul 37 și 67 care s-a numit izgonirea lui demonică. Și explicat că poate să bea un pahar dimineață, unul la amiază și unul seara, nu toate trei odată să-i fie rău. Bună seara, Doamne ajută! Cum aș putea să ajung să-l văd pentru un sfat pe Părintele Calistrat? Unde îl pot găsi, în București sau în Iași? Nu, în Iași, în Iași, la Mănăstirea Vlădiceni, când ați ajuns în gară sau în autogară, sau cu, dacă veniți din București cu avionul sau nu știu de unde sunteți dumneavoastră, deci atâta rugați pe un taximetrist, duceți-mă până la Vlădiceni, la Părintele Calistrat. Și să fie într-o zi de miercuri, vineri, că e Sfântul Maslu, sâmbătă și duminică, că sunt tot timpul cu oamenii. Joia mă mai duc teleacă la emisiuni sau la câte o aghiazmă, când mai am timp. Și lunea și marța mai stau și mai citesc și mai pomenesc pomenții și mai le aleg care sunt discos, care sunt cu cererea lor și mai am și o leagă de treabă. Părinte, ce pot face atunci când încep să te rogi, dar pur și simplu te cuprinde o frică? Tot s-ar să ilei și acolo. Te rogi pentru că el îți dă frica respectivă. Ați citit cartea cel mai iubit dintre pământeni? Pământeni, a lui Marin Preda. Ia uitați cine-i. Părintele Calistrat. Ăsta este cel mai iubit dintre pământeni. Așa. Părinte, am 15 ani, nu am mărturisit un păcat din trecut, m-am mai spovedit, dar ce să fac cu acel păcat nemărturisit, făcut la cererea cuiva, eu am crezut că e bine, dar nu e așa. Te ferești, ești tinerel, de-abia ai învățat filmele pornografice, eviți cât poți și fii băiat cu minte, că ai timp la 20 de ani să cunoști și fete și filme și toate prostiile. Nu îți pierdi vremea, acum ținte de învățat să termini liceu, să fii la o facultate bună. Sărut mâna, părinte, vă rog frumos, spuneți-mi și mie cum pot scăpa de gândurile negative chiar și când spun împărate ceresc de 7 ori dimineața. Acolo este vorba de un drăcușor al deznădejdii, se cheamă întristarea sufletească. Nu-l mai băgați în seamă, nu-i cultivați sfaturile și îndemnurile din minte. Încercați să gândiți ceva pozitiv și chiar atunci când ați spus de 7 ori împărate ceresc și n-au plecat, mai spuneți-i de 2-3 ori până pleacă. Nu-i păcatul dumneavoastră, dar nu trebuie să-l încurajați. Salutări și de la finuții noștri din Anglia, părinte, pe care i-am... Băiatul cu barbă. Da. Așa. Preotul să... Să intermedieze pe Hristos Dumnezeu să lucreze în sufletul meu. Să fie gata oricând să dea la o parte când Dumnezeu să se dea acum, văd dacă poate mă... Cam așa văd, dar poate mă așa. Da, perfect, eu am înțeles ce am vrut să spună. Adică preotul să te povățuiască până la punctul în care tu simți că Dumnezeu lucrează și preotul să nu se amestece în treaba asta, adică să nu fii gelos că tu ai descoperit ceva și poți să faci. Sunt duhovnici care, de exemplu, spune, fără voia mea, nu faci aia. Nu. Eu la ucenicii pe care îi spovedesc le-am spus, ai binecuvântare să faci tot ce-i bine și n-ai binecuvântare să faci tot ce-i rău. Adică nu îi îngrădesc de libertate. Ce înseamnă să nu dăm margaritarele noastre porcilor? Păi, hai să ne întrebăm de ce fiul risipitor păștea porci, deci simbolul păcatelor și a poftelor, și adică să nu împărtășim pe cei ce păcătuiesc.
pentru că ei vor continua să păcătuiască. Părinte, este adevărat că dacă suferi de schizofrenie, ești deja mântuit? Pe de o parte, da, cu toată încrederea, dar să avem grijă să urmăm un tratament și sub grija duhovnicului spovedit, împărtășit și a medicului, pentru că nenorocita asta de schizofrenie poate da reacții adverse neașteptate. Poate să-ți dea în gând să te sinucizi, să bei pastile, să te tai, să te omori, să te arunci la etaj, ar face multe trăsnăi. Dar dacă este ținută cu grijă în frâu și ai ajuns liniștit sfârșitul, mântuirea este asigurată pentru greutatea acestei neconvenții între minte și rațiune. Vă întreabă cineva dacă vă poate cere un canon, dacă este de la distanță și nu se poate spovedi la dumneavoastră. Sau da, da, de ce să nu pot da un canon? Recomand să se citească Paraclisul Maicii Domnului în mod obligatoriu seara când este timp și Acatistul Mântuitorului dimineața când este timp, cu Miercurea și Vinerea Post, și vi se va îndeplini multe din dorințele pe care le doriți. Bun. Sunt multe și comentarii la discuțiile noastre. Foarte multe salutări și din Suedia vă salută. Și celor de acolo. Așa. Mai puțin. Părinte, rușinea vine de la diavol? Nu întotdeauna. Poate fi de la el când e vorba să mărturisești ceva sau să descoperi ceva, de exemplu, la duhovnic, ca să nu schimbi părerea despre tine. Eu am avut o femeie care a ascuns un avort 24 de ani, dar eu bănuiam că ceva este. Tot o vedeam, părinte, oare e vrednic, că nu mă duc în ea, zic, băi, zici ce ai pe suflet, că nu-i bine să stai așa. Și o spune, părinte, dar dacă vă spun, vă supărați, nu mă supăr. Uitați, eu în tinerețe am făcut un avort, până azi nu l-am mărturisit niciodată. Zic, se vedea pe chip cât frământă ceva. Deci trebuie să stai cu bolovanul ăsta în spate degeaba. Poate afară, da, dar mi-era rușine să nu vă schimbați părerea. Duhovnicul nu-i pus să schimbi părerea, duhovnicul-i pus să dezlege păcate. Când este post, este bine să împărțim mâncare de dulce? Dacă e cineva bolnav și nu postește, sau e un muncitor, sau e un om al străzii și el n-are treabă cu postul, poți să-i dai și mâncare de dulce. Tu dai mâncare, fă milostenie, nu căuta milostenia de ce fel îi. N-ar fi bine să-i faci un borș fără ulei când îi duci de pomană. O fi vomitul de asociacă. Cred că aveți puțin dat sonorul mai tare la dumneavoastră și se face un pic microfonie. Adriana, îți voi citi întrebarea în ordinea în care au fost, deci citesc toate întrebările în ordinea în care au fost scrise. Așa că, în cazul în care vi se pare sau am trecut peste o întrebare din cauza vălmășalei de pe chat, adresați încă o dată întrebarea, pentru că e foarte posibil să-mi scape. Așa. Sărut dreapta, vă rog să-mi spuneți câteva pe scurt despre regele Melchisedec. Scuze, este o predică la părintele Cleopa. El este, a avut un frate Melchi și Melchisedec în Ierusalim. Tatăl lor era păgân închinător la idol și Melchisedec trebuia să jertfească zeilor. El a refuzat, tatăl a vrut să-l arunce chiar pe el în foc, a fugit și s-a ascuns, a trăit singură, neștiu din nimenea. El iubea pe Dumnezeu cel preanalt al lui Israel, pe care încă nu-l descoperise, nu-l cunoștea. Dar când l-a întâmpinat pe Avram cu pâine și cu vin, când se întorcea din luptele cu Lot, că era atacat vărul lui, fratele lui, cine era ăla Lot, nu am exact amul momentul ăsta în minte, în clipa aceea deja el știa cine este Dumnezeu, pentru că a preînchipuit liturgia noastră de astăzi, spune la Melchisedec, fără mamă, fără tată, fără neam și fără speță. Așa cum și Iisus Hristos este fără neam, pentru că e din Dumnezeu, din cer. El preînchipui pe Hristos care aduce liturgia, pentru că el l-a întâmpinat pe Avram cu pâine și vin și s-a supus și a fost numit preot acelui preanalt. Și a stat însingurat, ca în pustie, ca un pusnic. Era un om bătrân, avea barbă, avea tot. Trebuie citit în Scriptură, vedeți chestia acolo despre Melchisedec, împăratul Salimului. El este fiul unui împărat păgân din Salim, din Ierusalim. Una dintre cei
o urmăritoare de-a noastră care ne ajută și cu chat-ul, vă roagă din suflet să-i pomeniți pe copiii ei, Constantin Daniel și Adelin Petrișor, pentru luminarea minții și Constantin și Adelin, cum e acolo pe amândoi băieți, Petrișor. Deci Constantin Daniel și Adelin Petrișor. Da. Adelin Petrișor e băiatul ăla care face stiri din teatru din război. Nu știu dacă e aceeași persoană. Părinte, soarta ne este scrisă de sus sau o facem noi cu mâinile noastre? Doar nu, noi în cartea, noi în cartea vieții lui Dumnezeu avem scris totul despre noi, Dumnezeu știe, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu influențează cu ceva, ci doar veghează și poate să mai schimbe o parte din probleme. Dar uneori și noi ne facem soarta, că dacă n-asculți de mama, dai de berele, dacă n-asculți de tata, dai de berele, dacă n-asculți de viață, dai de berele, dacă nu te măriți sau nu te căsătorești cum trebuie, dai de berele, dacă nu crești copiii cum trebuie, dai de berele, dacă nu te porți cum trebuie la servici, dai de berele. Și atunci, ca să nu dai de berele, trebuie să fii tot timpul într-o luptă de atenție cu tine, să nu-ți suprimi demnitatea, calitatea, omenia, verticalitatea și valoarea. Fac o mică paranteză, dragi noștri urmăritori de pe Facebook, care vă uitați acum la această emisiune. Intrați pe canal, pe YouTube, căutați acolo la scriere canalul Calea spre Mântuire, o să vedeți că e cu roșu live, suntem live, intrați acolo pe canal, dați subscribe sau abonare, ce scrie în ce limbă scrie acolo, și adresați întrebările în secțiunea de chat a live-ului de pe YouTube, nu de pe Facebook, YouTube, ca să vă putem citi și vouă întrebările. Sărut mâna, părinte, ce să fac cu fiica mea de 16 ani care are o depresie? Își face rău fizic, nu mai vrea să se apropie de biserică și Dumnezeu spune să nu o oblig. Da, Dumnezeu spune să nu o obligați, dar trebuie să căutați întâi cel mai bun specialist, să o redresați psihic, ca după aceea să accepte și biserica, pentru că agresivitatea față de propriul corp fizic arată că sindromul discordant depresiv de care suferă se adâncește. Se cheamă automutilare. Fără să discutăm despre pandemie în sine, vă întreabă domnul Doru sau Radu, ce să facem, părinte, cu dezbinarea din această lume care era și înainte de pandemie, dar acum s-a accentuat. Eu am spus într-un cuvânt de al meu următorul lucru. Doamne ferește să se întoarcă comunismul înapoi cu mentalitățile de astăzi. Noi știm că atunci când bazinul balcanic a fost supus Imperiului comunist, care ne-l-a dus tot Occidentul, tot ce e mai bun aduc la noi aici în Europa, n-au suportat Europa, că e un continent cult, și acum tot aceeași luptă, e distrugerea continentului european, a valorilor, a culturii, tot ce e aici. Și la vremea respectivă, având intelectuali buni, având preoți buni, având popor bun, jertfa prin cele două războaie, cei câțiva ani de monarhie sănătoasă a regelui de după Cuza, a domnitorului Cuza valoare și a lui Carol I, nu Carol al II-lea, l-a fost un ticălos în istorie. Deci poporul a putut duce comunismul cu stoicism, în sensul că și comuniștii erau oameni unii și cei mai mulți normali la cap, afară de satrapii mari, cum se spune, de cei periculoși, de hienile fără măsură. Dar în schimb astăzi, dacă se va naște un sistem comunist nou, acum oamenii se vor sfâșia mai rău ca fiarele. Deci a dispărut empatia, simpatia, mila, ajutorul, respectul, bunătatea, îngăduința, nu mai există așa ceva. Văzut acum ultima chestie cu care m-am pus și eu pe burtă de râs, nu sunt consumator de carne, prea puțin mă interesează, dar mă interesează pentru cei ce o consumă, că cum trebuie să mai nou crescuți porcii, ar trebui toți duși în parlament și puși în scaune cu parlamentarii și la Uniunea Europeană cu toți bruxeliștii aia care vin și sfătuiesc pe țărani de 2000 de ani care și-au crescut turmile de porci, n-au citit Slavici cu Lică să mă dău, care mergea cu porci prin păduri la ghindă și vin acum să ne explici nou cum se crește porcul. Astea sunt toate niște mizerii comuniste obraznice fără caracter, iar popoarele dorm în papuci sau nu ai statului că nu mai există, ai lor,
și o să ne trezim într-o zi, eu spus că nu mai ardem lemn, nici tot felul de prostii. De dar nu avem voie să ardem nici da, nu, nu mă interesează, nu, vreau să spun, adică oamenii s-au înrăit unii pe alții, își fac rău unii altora. Deci, pur și simplu simte nevoia să-l vadă pe celălalt că suferă, inexplicabil, de la orice. Deci, și... în orice domeniu, și dacă faci o prăjitură bună, de ce ai făcut-o, și dacă ai o bucată de pâine, de ce e bună, și dacă ai o haină, de ce e bună, și dacă ai o mașină, de ce e bună, și dacă ai o casă, de ce e bună, dar muncește, frate, dacă vrei să ai, nu le invidia pe cel de lângă tine. Asta e situația, asta e era istorică în care trăim, asta urmează. Urmează apocalipsa noastră personală ca oameni. Spunea părintele Cleopa, când nu va mai fi cărare de la vecin la vecin, va fi sfârșitul. Oamenii înainte își lăsau pârlaz, nu știu dacă știți ce e la pârlaz. O bucată de gard cu două trepte să poți trece mai repede pe la vecin, pe livadă, pe o cărărușă ca să nu ocolești toată moșia lui. Din respect față de sătenii și colegii lui. Alalte ori, de exemplu, dacă era unul din rând la cireadă și nu putea merge, mergea altul două zile să meargă la altă dată când poate. Oamenii azi nu se mai tolerează. Ai greșit la serviciu, te-au aruncat afară. Ai greșit față de un semen, cea mai mare crimă acum, vin într-o zonă și îmi spune, vai, toate prietenii mele supărate m-au blocat pe Facebook. Fiți ar Facebook-ul din râs și blocajul tău, dar tu n-ai altă treabă, ca să poți face o cafea, să stai să îți vezi de treabă, să te ocupi de ceva serios, te doar pini capul, te-au blocat, nu știu, ca nici nu pot eu dormi. Doamne, deci, dacă ați știți ce... Eu n-am asta înseamnă răutatea. Pe mine m-au blocat ăștia de pe Facebook că distribuiam pe grupuri la început cu canalul și de atunci eu nu mai pot să-mi fac Facebook și nu mai am Facebook. Părinte, dacă ați ști cât ești de fericită, deci nu mai mă uit ce mai face altul, cât de vesel este, cât de viață perfectă are și eu nu mai... Da, și mie mi-a blocat o căruță de pagini, că eu mai fac politică de asta, mă mai iau de ei cu mizerile astea sociale. Dar eu o cartelă de asta de 5 lei și mai fac o pagină iurea și îi dau un nume iurea, mai rezist așa. Mie mi depistează IP-ul de unde scriu. Da, eu știu și IP-ul ca bar n-am, până nu o închide și pe ce aia. Îți fac alea cu chipurile, părinte, alea abar care nu fiare. Glumesc. Așa. Nu, dar... Ai, prostii. Problema se pune, nu se pune din punctul ăsta de vedere. Problema se pune din punctul ăsta de vedere. Oamenii ar trebui să se iubească între ei, că iubindu-se unii pe alții împlinesc legea lui Dumnezeu. Și Mântuitorul a spus, dacă nu o să vă iubiți între voi, lumea nu o să știe că sunteți ucenicii mei. Și o să apară următorul lucru, că spune așa, într-o ura de frate, păcatul de moarte o să apară. Și dacă noi ne uităm la câte crime sunt acum, nu ne explicăm oare de ce... Ce se petrece în societate în jurul nostru? Suntem orbi, chiar nu avem ochii deschiși? Păi cum să-i dai tu la om cu toporul în cap dacă nu i-ai dat tu viața? E păcat să omori un câine, un pisic, o pasăre, o gânganie care nu te supără. Dar cum să omori un om? Și uite, totuși oamenii o fac cu sânge rece. Bun, vrem să-i mulțumim doamnei Luminița Mariana Pohoață, care a devenit tenoriaș pe canalul nostru. Asta înseamnă că a donat acolo. Vă reamintesc că, încă o dată celor care ne urmăriți, că în descrierea acestei transmisiuni găsiți toate detaliile prin care puteți deveni susținătorii noștri și ne puteți dona acolo câte puțin pentru cauza asta pentru care strângem și noi aceste fonduri pentru aparatură, adică cu o cameră foto, microfoane, lavaliere, tot ce ține de partea tehnică. Și totodată vreau să vă spun că toți cei care vor dona în această seară, dacă va fi cineva și vă rog să ne trimiteți pomelnicele voastre pentru vii și adormiți, vă promitem că din puținul ăla îi vom da și Părintele Calistrat și vom duce pomelnicele și Părintele Calistrat, dar și la Sfânta Parascheva la Iași. Bun. Dar pune-a pe Alex să-i pomenească, doar au făcut teologie, e jumătate de popă. Dar nu-i popă, părinte. Păi dar n-au făcut școală, să zic acolo, Doamne ajută, pe cei ce m-au ajutat. Ați zis bine jumătate de popă. E, ce bine ar fi dacă ar fi fost Alex preot. Eram și eu mai respectată, știți cum e, mă duceam ca cucoana, doamna preoteasă. Stați să ajung. Părinte care...
Pentru că se apropie Crăciunul, noi sărbătorim pe 7 ianuarie. Este păcat? Nu, nu. Orice zi o dăm lui Dumnezeu și o ținem cu un scop lui Dumnezeu, este a noastră. Și am să vă explic un lucru, ca să o facem pe înțelesul tuturor. De exemplu, eu deschid astăzi acatistierul și citesc acatistul Sfântului Gheorghe. Am eu o plăcere să mă rog lui. El ce o să zic? Ascultă-mă peste 13 zile. Nu, asta e o chestiune și politică și bisericească, petrecută atunci în 1924, când creștinii noștri buni s-au dezbinat și s-au răzvrătit și s-au aprins unii împotriva altora, tot din lucrări politice. Teohari Georgescu, Ana Paucăr și mai mulți alții care spuneau că dacă se rupe Basarabia, Bucovina, aia tot felul de politici, nici nu mă interesează. Eu nu dau doi de peste. Noi să-i facem lui Dumnezeu rugăciunii, cum spune asta David. Pururea lauda lui în gură mea, iar apostolul Pavel, neîncetat vă rugați. Vedeți că anul acesta o aduc pe Măriu ca să vă colinde. Că am învățat într-o seară, nu mai știu cum se cheamă. Da, să n-aibă la Ison plâns. Deci am învățat singură, părinte, am dat tableta și am trimis, i-am zis, du-te și ascultă cântecelul ăsta până îl înveți. Domn, să înălțăm, nu? Nu, domn, Steaua sus răsare, ca o taină mare. Și apropo, i-a căzut și un dinte, primul ei dinte. E bătrân, gata de acum, trebuie să-i pun istroteză. Da. Sărut mâna, părinte, cum trebuie să ne rugăm atunci când simțim o agitație în suflet și suntem neliniștiți? În primul rând să facem paraclisul la Maica Domnului, care e cel din mai mare ajutor și când putem șapte împărate ceresc. Bun. Apropo, tot timpul când îi spune că merge la Vlădicin, spune că eu nu vreau să merg la părintele Calistrat, că mă pupă. Și Alex o întreabă, dar ție nu-ți place că te pupă, nu? E, ba da. Așa. Iulia Calintate. E, de tata, mult. De ce unele dintre femei sunt sortite să rămână singură să-și crească copiii, chiar dacă cred cu credință în conceptul de familie? Să știți că, în general, femeile chiar cred în conceptul de familie. N-am nici cea mai mică îndoială, eu spovedesc de 30 de ani și știu ce gândesc femeile mai bine ca oricine, dar uite că deseori merită să rămâi verticală și cu capul sus, chiar dacă ți este mai greu, și să crești niște copii așa cum trebuie, decât să vadă nenorocirile din familie și să se distrugă ei sufletește și să rămână cu traume de viitor, cum s-ar spune mai modern acum. Adică lor nu le va fi de folos la formarea lor pedagogică și sufletească, văzând permanent teroarea din casă. De aceea e bine mama să riște, chiar dacă trebuie să se jerfească, să aibă grijă, să... Copiii este prioritatea numărul unu, soțul când nu mai își face atribuția de creștin și om firesc în familie trece pe postul 2. Adică n-are rost să riști copiii pentru un soț irresponsabil, deși el și el ar trebui ajutat, dar ei nu se lasă ajutați. Eu personal și săptămâna trecută am stat de vorbă cu unul și am zis, totuși, nu te mustră vreodată conștiința că greșești, dar și s-o termina femeile? Ăsta a fost răspunsul. Atât de puternic, era emoționat de faptul că îl mustram eu sau îi dădeam un sfat. Da, am să rog pe doamna Larisa Viziteu să ne trimite pe, tot în descriere, este numărul nostru de WhatsApp, să ne trimite acolo pomelnicul pentru vii și pentru adormiți. Am ajuns, unde am ajuns? Părinte, a fost ziua Sfinției dumneavoastră de curând. Vă urez sănătate, pace, bucurii și... Mulțumesc lui Dumnezeu, n-am făcut o casă, eram plecat. Așa, și am împlinit și eu jumătate de moșneac și o bucățică, 56. Să fiți sănătoși, părinte, să vă trăiți mulți, mulți ani, astfel încât să ne îngropați toți. Știți? Acum ce vremuri sunt, poți să mori în orice clipă, nu știi când ti se ceră boala. Mulțumesc, presidii, trăim că nu mă doare nimic, adică îs întreg, dar nu știm ce poate fi de la o zi la alta. Noi să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru orice zi o prindem de dimineață întreagă și o și prindem și cu asfințitul și cu răsăritul.
Părinte, să știți că mai sunt câteva întrebări. Dacă vreți să luăm o mică pauză de 2 minute... Nu mai au nicio pauză. Pune-le că mai este un sfert de oră. Bun. Părinte, cum să fac să simt harul lui Dumnezeu? Numai din rugăciune și numai din simțire. Chiar ați spus frumos cum să simt harul lui Dumnezeu. Aș întreba, când ți-i drag ceva, ce faci? Trebuie să sari, nu vrei să vezi, să afli. Așa și Dumnezeu, află că există. Ce îi spune Natanael? Tu, învățător, tu unii casa ta. Hristos ce spune? Vino și vezi. Deci află. Află că se poate afla, nu e greu deloc. Mihaela vă întreabă, este bine să ne rugăm cu voce tare sau trebuie să fie în gând? Dacă nu ne aude nimeni, e foarte bine. Dacă mai ascultă cineva, e foarte bine. Și dacă o facem și în gând, e la fel de bine. Vă rog frumos să mă ajutați într-o problemă, cred eu, medicală. Am unul dintre copiii mei care de ceva vreme are o stare de leșin. Nu mai vorbește coerent, ci mai mult bolborosește. Acolo să nu fie ceva, aș verifica 3 lucruri. Întâi, un EG la cap, traseele neuronale, obligatoriu, la pediatrie, urgent, un pediatru bun și un neurolog de pediatrie. 2. Aș vizita hipofiza să văd cum arată și m-aș uita un pic și la hipotalamus. Mai este un organ pe aici, prin cap, care are niște trebușoare, care face el niște treburi la copii. Văzut și ăla. Deci totul e la nivel, mă tem că acea chestie de umbră de leșin să nu fie un mini început de epilepsie care poate fi tratat din clipă să nu mai apară și să dispară de tot definitiv. Să nu fie o inflamare a cortexului, să nu fie undeva ceva. Deci prima dată pe neurologie axați-vă, nu o lăsați niciun ceas. Hipofiza și talamusul cu vorbirea. Dacă donăm sume modice în conturi la biserică, persoane sau organizații caritabile și trimitem și pomelic, se mai pune milostenia dacă am făcut cunoscut că am donat și am dat pomelic? Da, cum să nu? De ce nu? E munca ta de o pâine dacă ai trimis, e jertfă. Cel ce-o primit trebuie să zică boda prostie și tu ai ce-o scris Dumnezeu în cartea vieții. Da, și la urma urmei, uitați de exemplu, noi când strângem sumele astea pentru aparatură, de fiecare dată notăm cu mare grijă toate pomelnicele, pentru că în primul rând ar fi un păcat să nu le ducem și chiar facem treaba asta, să vă ducem pomelnicele la Sfânta Parascheva, pentru că așa, în modul ăsta, vă recompensăm, pe lângă emisiunile pe care le facem, vă recompensăm jertfa. Continuă doamna, adorme instantaneu, iar după ce se trezește, e foarte slăbită și încă mai are frică care o ia în timp. Nu, căutați ați fost la un doctor care nu se pricepe, nu doctor din familie. Căutați ce v-am spus, traseile EG pentru urgent și după aceea a făcut un RMN și urmărit hipofiza și timusul. Părinte, e canonic și ortodox să te rogi la moaștele sfinților cinstiți de noi, dar care se află în posesia catolicilor sau alte culte, adică să intri într-o biserică catolică? Da, de ce? Ce n-are absolut nicio treabă, frățiorul meu drag. Ce dacă sunt biserică catolică? Noi știm, până la 1000 biserica au fost una. Să nu uităm că catolicii au dat iama în Constantinopol la 1200 sub vecus și au furat moaște și icoane făcătoare minuni tot înainte. O parte s-au mai reîntors la biserica ortodoxă, dar Vaticanul, Domul din Köln și alte multe biserici mari din țaratul apus al romanul catolicismului are moaște din primele veacuri creștine ale creștinilor universal tot înainte, că ei nu au cultul moaștelor ca noi, că nu li pună racli, că nu li prețuiesc lițin așa ca pe relicvii sfinte, așa se numesc la ei. Asta e cu totul altceva, dar Sfântul nu are treabă, Sfântul la Dumnezeu e Sfânt. De exemplu, Sfântul Ioan Casian a fost la noi la catolici, a fost ăsta cum îl cheamă, hai să văd, mai adus nu știu ce sfânt, tot așa. Deci nu are asta importanță, nu are absolut nicio treabă. Deci gândiți-vă că Sfântul Sava cel Sfințit a stat 150 de ani la Vatican,
până ce bătea după papa cu degetul în geam, de Sfântul Sava mort de la anul 700. Bătea cu degetul în geam și spunea, dacă nu mă duci la mine înapoi la mănăstire, la Sfântul Sava, ai să ai de furcă cu mine. Și-o da papa ordin, duceți-l pe Sfântul ăsta înapoi la mănăstirea lui, că nu vreau să am probleme. Deci să certa Sfântul cu el cum s-ar certa doi oameni vii. N-are nicio treabă. Blagosloviți părinte, întrebare, dacă îmi permiteți, sunt divorțat și recăsătorit cu o fostă penticostală. Avem o familie creștină ortodoxă frumoasă, mai pot face misiune preoțească? Probabil a vrut să spun că nu sunt preot. Asta vă poate lămuri duhovnicul sau preotul sau episcopul cu care o să stați din vorbă. Sunt două variante. Varianta primă, preotul trebuie să fie bărbat a unei singure femei. Dar dacă sunteți într-o zonă de diaspor, unii foarte greu de un preot, unii, și aveți înclinații de o perfecțiune autentică, misionară, și aveți chemarii lăuntrică și episcopul crede că sunteți de folos, episcopul are puterea să lege de la caz la caz sau să dezlege ce găsește el de cuvință și el hotărăște asta, dar întâi trebuie să vă cerceteze viața de a fi împărt. Și mai ales că doamna s-a făcut ortodoxă, cu atât mai mult e un suflet câștigat și se vede că aveți râvnă pentru cele sfinte dacă ați întors un suflet dintr-o greșeală pe care are acea dreaptă. Dar asta trebuie discutat numai cu duhovnicul și cu episcopul, că ei pot stabili lucrul ăsta. Conform lui Pavel Apostol, în epistola întâia și a doua către Timotei, spune clar, preotul să fie bărbatul unei singure femei. Acum știu că poate o să-mi dați următorul răspuns, dar uitați, sunt preoți căsătoriți a doua oară. Tocmai de asta vă spun, pentru că nu sunteți preoți și înainte de căsătorie, dacă episcopul crede el știe ce decide, ce hotărăște, eu nu sunt episcop să-mi dau cu părerea. Iar dacă el spune că nu, poate vă face măcar un dipodiacon sau poate vă face un citeț sau poate vă face acolo că s-a atâtea la biserică de făcut și puteți să slujiți biserica. De asta o discutați personal cu episcopul față către față. Nu să nu stați de vorbă cu altcineva, că nimeni nu poate da un răspuns mai corect ca dumnealui. Și trebuie să aveți teologia și trebuie să aveți diplomă și tot ce trebuie. Poate vă pune cântăreți undeva și tot în biserică, dar asta trebuie vorbit cu stăpânul. El decide astea. Bun, doamna, cu copilașul ne întreba dacă îi putem recomanda un urolog bun. Dacă ar fi de aici din Iași, da, i-aș putea recomanda un urolog bun. Nu știu dacă mai este. Dacă nu este din Constanța. Da, dumnealui e neurochirurg, e cu totul altceva. El e pentru adulți, preotul Mindea de la Constanța. Deci e vorba de pediatrie. Eu aș aborda spitalul ăsta unde a fost Pesa Mosca, în București. Nu știu ce doctori au rămas acolo, urmași după el, tot buni, aud niște nume sonore. Deci acolo, la spitalul unde a fost doctorul Pesa Mosca, cel care a tămăduit mii de copii, acolo trebuie să meargă. Dar Egheul trebuie făcut neapărat la cap, traseile și neapărat un RMN. Da, am ajuns. Da, nu m-aș duce la doctori de ăștia obișnuiți începători, pentru că și bolile astea, ca și la preoți, unul dezleagă una, altul dezleagă alta, nu sunt toți la fel. Am ajuns cu comentariile atunci când vă spuneam eu de preotul ăla de la București și uitați ce spun oamenii. Părinte, nouă ne place cum vorbiți, sunteți Ion Creangă al zilelor noastre. Și mai ales poate sunt Costică Creangă, nu neapărat Ion. Da, Costică. Da. Nu e moldovenească. Eu m-am obișnuit cu acest mod de vorbire pentru că părintele Cleopa așa vorbea și el. Părintele Cleopa nu vorbea intelectual, cum se spune. Nu intelectual, că el spunea niște lucruri, te durea mintea, dar nu folosea vorbe de astea. Vă rog frumos, plecăm să, nu știu, nici nu sună bine, nu le pot eu prinde din zbor cuvintele. Nu cred că aș putea vorbi la modul ăsta așa literat, cum se spune, conform cărții de limba și literatura română. Deci m-am obișnuit, am atâția ani, sunt aici ați în Moldova. Ați fi fals dacă ați fi așa. Adică... Ai și caragios. Și caragios. Bun. Când vrei să pui început bun, Dumnezeu te observă și îți dă tot ce trebuie pentru a reuși? Obligatoriu. Nici nu sunt capi discuții. Fă tu un pas că Dumnezeu face 10.
Asta am pus, asta e așa. Mai sunt întrebări care se repetă. Părinte, cui trebuie să ne smerim mai mult, lui Dumnezeu sau oamenilor? Păi cine spune Faptele Apostolilor? Nu se cade să ascultați de oameni mai mult ca de Dumnezeu și nu se cade să-L ignorăm pe Dumnezeu ascultând mai mult de oameni. Părinte, ce rugăciune pot face pentru copiii care drăcuie? În primul rând trebuie explicat că nu-i bine să drăcuie, pentru că pot să aibă ei bântuielile lor, să visezi urât, să se sperie prin somn. Deci explicat că noi când eram copii acasă și scăpam din greșeală, spunea, ia, fă-ți cruci cu mâna de trei ori pe gură și zi trei Tatăl nostru, nu mai zici niciodată de cel rău, nu-i pomeni numele, chichinui noaptea prin somn. Mă rog, era o credință simplă a unor oameni simpli, dar cu mult folos duhovnicesc. Mi-aș dori să mai fiu încă o dată credincios ca la 20 de ani, ca la 18 ani, ca la 19, ca la 22, ca la 23. Părinte, de mic copil caut să mă mântuiesc, dar nu reușesc, mereu cad. Caz liniștit și ridică-te liniștit. Să fii tot timpul în dorința de ridicare, să nu rămâi căzut. Așa. Ce părere aveți despre Sfântul Antonie cel Mare? Una total. E părintele monahismului anahoretic și Pahomie cel Mare, părintele monahismului de obște. Viața Sfântului Antonie cel Mare a scris-o Sfântul Atanasie cel Mare, episcop, surghiunit de 5 ori din scaun pentru apărarea dreptei credințe împotriva arianismului. Antonie cel Mare dormea într-un mormânt, să nu fie confundat cu Sfântul Anton de la biserica, de la cultul romano-catolic. Aici trebuie să avem grijă de Sfântul Anton, e Sfântul Anton și Sfântul Antonie cel Mare, Sfântul Antonie cel Mare. Aici să facem deosebire. Așa, părinte, nu citiți asta. Stați așa. Știu ce-o vrut să întrebi. Dacă nu-i cu 666, n-are nicio treabă. Nu, le-am spus, și ai mei mă întreabă dacă își pierd mântuirea. N-are nicio treabă. Uitați, aici fiecare el personal să vorbească cu doftorul. Vă salută cineva din Paris și cineva din Ucraina. Spune că ar vrea să ajungă la dumneavoastră. Doamne ajută cu tot respectul. Vă roagă Alex să ne povestiți, nu Alex, am eu alt Alex, povestiți-ne despre întâmplări din viața de preot care v-au marcat. Dacă m-a marcat ceva pe mine în viața de preot, cel mai mult m-au marcat oamenii de rahat, oamenii mizerabili pe care i-am ajutat și după aia au fost murdari. Nu m-am așteptat la asta și n-așteptam, nici nu mă gândeam că oamenii pot face acest lucru. Nu sunt mulți, să spunem că sunt 50 în 30 de ani, dar am văzut oameni de o calitate îndoielnică și josnică sub nivelul uman și n-am putut să-mi dau seama de ce, dar am avut tăria și m-am făcut că plouă, nu i-am băgat în seamă, i-am ignorat. Am lăsat lucrurile în plata îngerului și am zis, știe Dumnezeu ce are de făcut și știe El cum să le aranjeze. Și unii au umblat cu traista în băț, că să-mi iertăm, că nu știu ce, domnule, te-am iertat, nu mă cunoști, nu te cunosc, Doamne ajută, pa, la revedere, sănătate, nu te urăsc, nu mă iubești, nu te știu, nu mă cunoști, nu mă mai deranja vreodată, că e cel mai bine, de ce să ne facem unul altuia tensiuni. Și n-am încercat să mă simt victimă niciodată, deci m-a oferit Dumnezeu la modul cel mai neașteptat și mulțumesc Dumnezeu că sunt sănătos. La toți dușmanii mei să le asiguri raiul și mântuirea, că n-am treabă cu niciunul, nici nu știu cine sunt pe toți. Și să, cum spune și Maria Ciobanu în cântic, să le dea bani până nu i-ar putea număra, ca să nu mai aibă grijă banilor mei, că de aici au început tot timpul discuția. Ce face popa cu banii? Îi aștept la moartea mea să caute conturile și cecurile și să ia pe toți. Mie nu-mi trebuie niciunul. N-am ce face cu ei. Am să am grijă la moartea mea să rămână doar atâta. Coșciugul făcut din timp, dacă o ai apucat să simt că m-am muiat, și pânza aia de tras pe față. În restul, dacă am murit azi și m-am îngropat de sară, sunt cel mai fericit. Nici n-am nevoie de protocoale și de închinăciuni și de vizite și de arătări. Azi se sapi groapa, exact ca la evrei.
Așa se face la poporul mozaic. Dacă ai murit la prânz, până la Sfințitul Soarele trebuie să te îngropat, nu te atingă cei vii, că rămân necurați, nu se pot apropia de cele dumnezești. Făcut rapid groapa, pus o cruce acolo la cap și restul, fără acatistie și fără semne și fără minuni și fără arătări și fără testament, n-am niciun testament. Toate cărțile care le-am azi le împart la călugării mei, că ei știu de un slie și hainele mele nu le pot purta, că ei sunt mai mici decât mine și nici la altul nu le pot da de pomană când o să le se potrivească. Și într-un final, cam așa văd eu lucrurile. N-am evenimente frumoase, am din partea lui Dumnezeu. De exemplu, cel mai interesant lucru care mi s-a întâmplat mie în tinerețile mele, când am luat mănăstirea Bârnova, eu l-am rugat pe episcopul locului, poate acum când o sfinții-o din nou și o face-o frumoasă, că se lucrează la ei ca o bijuterie, la vremea respectivă i-am spus și la patriarhul actual al nostru, Daniel, și la episcopul de la Suceava, care acum e înalt preasfințit, domnule, în Bârnova aia trebuie făcut o dezlegare, eu simt un drac care hăituie și bântuie acolo, e cuibărit acolo în biserică. În tinereții, când aveam râvnă și o făceam și eu pe-a pusnicul și pe-a marli trăitor autentic, legam liturghia noaptea după utrenie. Cum se termina la două utrenie, legam și liturghia, ca să putem dimineața face mai multă treabă, să nu mai stăm la biserică în ziua de lucru. În sărbători trebuie să o faci că vin și oamenii. Dar în timpul săptămânii, când nu veneau oamenii, aveam timp de prășit, de cosit, aveam 13 hectare de pământ. Și am sesizat la un moment dat, și nu eu, până ce au sesizat ambii paraclisieri. Părinte, m-a auzit ce s-aude în podul bisericii în timpul hervicului? Plângea dracu ca un copil mic. Exact cum scânci un copil când nu-i dai țâță. Așa începea la noi care pe heruvim și se termina când intram cu Sfintele Daruri. Deodată nu se mai auzea nimic, parcă nici nu a fost nimic. Și m-a întrebat primul paraclisier, m-a auzit ceva? Zic, nu, n-am auzit. Tu ce ai auzit? Și când ați auzit așa că parcă și cum ar scânci un copil de ăsta de țâță, n-a nu știut, eu luam sfințenia pe tine. Eu știam că auzăm, dar nu le-am spus lor să spări sau ceva. Și na, era liturghia, la 12 tisculai și făcea iutrenia, pe la 3-4 terminam liturghia și nu-i plăcea lui dracu rugăciunea din noapte. Chiar un binefăcător de-a nostru și-a dus un argument, a spus, da, de asta sunt așa multe ispite la mănăstirea Bârnova, că sunt prea multe rugăciuni, nu mai trebuie făcute atâtea rugăciuni. Și-au scos privegherii, toată noaptea era una pe lună, cum punea părintele Cleopa când era la Slatina, în vremea stăreției lui, că el fusese și el pe la Sfântul Munte și starețul Ioanichie, un mare sfânt, cred că și ala o să trebuiască canonizat într-o zi, Ioanichie Moroi, odată pe an, odată pe lună, la una din praznicile mari a sărbătorii lunii respective, punea priveghere toată noaptea. În ce consta? În litii, în utrenii, în liturghie, în cititul psaltirii, în parastas și se făcea dimineața. La 6 era gata, era o frumusețe, era o minunăție, veneau oameni de peste tot. Era ca niște sărbători, erau superbi și acum li țin minte. Și după ce un timp, așa nu s-o mai auzit, pentru că m-am suit în pod și am aruncat cu feștocul zicând rugăciunii de astea, de sfințirea casei, de lucrurile curate, cu aghiazmă mare, cu vreo două găleze aghiazmă mare a stropit tot podul. Podul era plin, cum o sta mănăstirea pustie mulți ani, era familie de astea de ciori cuibărite și erau toni de rămășâță de astea, cum excrementele de la ciori, era de un metru de groasă putea să... Acum când au curățat și au făcut tot frumos cu Uniunea asta europeană, cu fondurile astea, acum au făcut, arată impecabile, o frumusețe. Și asta e un lucru frumos. După aceea, iarăși, niște lucruri așa care s-au petrecut prin neașteptate, zic eu că l-au fost Sfântul Spiridon atunci când au venit și ne-a dat 500 de lei de arat, nu se poate explica altfel. Constantin, Domnica și Gheorghe, și acum ați în minte pomenicul ăla care l-a scris omul ăla jumate bat și a zis că moșneagul de la poartă l-a pus. După aceea, altă dată, nici nu pot să-mi explic cum s-a întâmplat, am zis, băi, cred că ăsta e Antonie Plămădeală. Așa mi s-a părut mie, că a venit în ogradă. Și el mi-a zis, hai, pleacă capul să-l binecuvintez, lasă prostirii, că n-am timp de pierdut vremea. Și mi-a făcut cu cruci cu mâna pe cap și ajung la Sfântul Spiridon abia după vreo 20 de ani, când am avut bani și timp de plimbare.
Și când mă uit la veșmintele lui Sfântul Spiridon și la papucea lui roșii, mi-am adus aminte din vis cum era îmbrăcat episcopul ăla care a venit în ogradă la mănăstire și ne-a binecuvântat. Și de atunci preotul de la Sfântul Spiridon din oraș, părintele Nicolae Stoian, dacă mai fi trăit, Dumnezeu să-i dea sănătate, și un om care ne-a ajutat enorm atunci după Revoluție, eram caliși, săraci. Ne aducea pături, perni, mâncare, tot felul, că era sărăcie multă, era o mănăstire arhi nenorocită, vai de capul ei. Și eu le dădeam la oameni să citească acatistul Sfântul Ierarh Spiridon și ca să vedeți cum a lucrat Sfântul Spiridon. Ei se duceau în oraș la biserica Sfântul Spiridon și dădeau acatistul. Nu știau să-l citească acasă din acatistier. Până ce am cumpărat eu acatistie, ani de zile făceam comandă și dădeam la fiecare om acatistul Sfântul Spiridon să-l citească. Pot să spun că eu am dezvoltat cultul Sfântul Ierarh Spiridon în lumea Iașului. După Revoluții puțin știau de el, dar eu știam de la părintele Cleopa, cât e de mare Sfântul Nicolae și Sfântul Spiridon. Și părintele, văzând că tot vine cineva și tot trimite un părinte, tot oamenii, au venit să mă cunoască. Și când au văzut ce mănăstire în Năcăjâta aveam, au zis, lasă părinte că vă salvez, eu stați liniștiți. Și ne-a adus omul din nu știu câte ori cu mașina și cartofi și alimente și mâncare și ne-a scos din încurcătură Sfântul Spiridon. Și vorba aia, el era preot de mir, că de obicei se spune că vai că preoții de mir nu se împacă lucruri, nu este adevărat. Părintele Barna de la Buna Vestire, un om din nota 10, părintele Nicolae Stoian, mai era câțiva preoți bătrâni, foarte cum să cade, niște oameni pâinii al Dumnezeu, părintele Bostan de la Ciurea, oameni bătrâni de o experiență fantastică. Dar au fost lucruri extraordinar de frumoase. Au fost cea mai tare minune. Aveam, dacă poate mi-ai fi spus-o vreodată, dar e interesantă cum s-a întâmplat. Aveam o maică rea la bucătărie, că astea sunt clonțoase tare. Și o întreb, maica Gabriela, zic, ai pregătit ceva? Un borș pe mâini sau ceva? Să mâncați un... Ați bănuit ce aș vrea să spun. Și lucumii, se spune în greacă. Și am tăcut din gură și am zis, băieți, hai, rasă-le pe voi. Și acum, în clipa asta, mergem în biserică, terminasem vecernea cu Liti, acum mergem în biserică și facem acatistul Sfântului Spiridon. Nu pot confirma câțiva care trăiesc, un băiat Aurel de pe la Elomița, Nicodim, care mai este pe la Bârnova, o poate confirma, să văd eu cine mai era pe vremea aia, Victor Ghindăoanu, nu știu dacă mai era la noi la vremea aia. Unul Ailin, că e un băiat care e călugăr, dar nu mai știu pe unde e acum. Și ne-am dus în biserică și am făcut acatistul Sfântului Spiridon. Frumos, cu cădit, cu ectenie, cu cântat acatistul după carte, tot frumos. Și când am terminat acatistul, zic, haide să mergem sus. Am pus eu de un borș rapid să fac pe a doua zi, ca să fie, am făcut foc în sobă, am curățat cu băieții cartofi rapid, că n-aveam, eram săraci, n-aveam și niște ieșe, dar aveam vaci cu lapte, aveam găini, dacă vinea Crăciun, nu aveai din ce faci mâncare, nu era problemă. Și auzând pe la ora 10 noaptea, hodoroc, zic, băi, du-te să vezi cine e la poartă, zic, cred că e un mirean de ăsta, că mai aveam un bătrân, Moș Emil, Dumnezeu să-l hodinească, un om sfânt cu bătrâna lui Elisabeta, veneau și ne aduceau brânză de vacă, ne aduceau smântână, bătrâna mai coșea pâine, făcea câte o plășintă cu mere și ea ne trimitea tot timpul, o femeie tare sfântă. Și când colo, un aro verde, să dau niște oameni jos din el, și zice, părinte, dacă ați ști că te-am cătat mănăstirea asta de-am înnebunit, am ajuns până la Hadâmbu, am ajuns până la Tărița, am ajuns până la Cetățuia, numai aici nu puteam nimeri. Zic, dar de ce ați venit tocmai aici? Și că așa ne-a trecut astăzi pe un cuget, că am auzit din mănăstirea asta săracă și am zis, moare băieți, și au ceva de sărbători. Și ne-au dus un sac de portocale, un sac de banane, un sac de zahar, un sac de orez, vreo 20 de cozonaci gata făcuți, nici nu știu dacă de casă sau cumpărați, că nu era ambalați. Doi saci de pâine, fasole și umplut arul ăla, am umplut magazia. Hoalba de la bucătărie, când au văzut băboiul, maica. Sunteți și voi sfinți, maică, când ești proastă, măcar taci din gură, zic. Și mâinii să nu te atingi de ea. Tu să te duci să mănânci și ți-ai procurat de astăzi. Să nu ne deranjezi.
Și din răutate la vreo lună de zile a plecat, nu a mai suportat, nici nu știu dacă mai trăiește, a trebuit să aibă vreo 100 de ani, că atunci avea 60, dacă de atunci a 30, vă dați seama că nu mai este. Și rea femeie, o femeie otrăvitoare așa și numai răutăcioasă, dar Sfântul Spiridon făcea minuni exact ca în primii veacuri creștini. Le spuneam, zic, în seara asta aveți chef să faci un macatist la Sfântul Spiridon. Cum se explica a doua zi, pac, apărea o mașină și mai aducea doi saci de cartofi, mai aducea doi saci de fasole, mai aducea doi saci de zahăr, dădeam noi la alții și mâncau de la noi. Mai aveam oameni sărași pe oraș care îi mai întrețineam cu familie mai grele și le dădeam alimente, dacă era multe și strângea, n-aveai ce faci cu ele. Și făcea Dumnezeu minuni exact ca în viețile sfinților. Dar, uite că am îmbătrânit și s-o muiat credința, nu-i mai cum a fost. Eu mai degrabă cred că atunci eram credincioși cu adevărat, era alt râvn, eram și tineri, eram și în putere. Acum a apărut comoditatea asta. Las că merge și mâine, las că mai putem amâna o leacă. Nu-i după Duhul Sfânt, dar mai apare și lenea. Una frumoasă și iarăși una frumoasă, super. Iarăși una frumoasă, întâmplată așa ca la carte. Nu știu cum s-a întâmplat. Și ne-am plâns noi că nu avem porumb sau nu știu ce am zis că nu avem. Și a venit cineva de la Suceava și a dus 10 saci de grăunță. Vă spun, știu că aici e Iașu și stau cerealele pe voi, chică grânile pe voi. Dar apoi m-am gândit că n-au timp călugării să prășească, n-au timp călugării să disfacă, să ducă la moară. Uite, v-am adus 5 saci să făcuți făină și 5 vi-a lăsat grăunță, o să-i faceți când aveți nevoie. Și am trăit o iarnă întreagă, o toamnă întreagă, de prin septembrie până la anul nou, cu făina făcută de omul ăla, de Viorel. Dați-mi voie, părinte, să povestesc și eu o întâmplare minunată cu Sfântul Spiridon. Știți că a fost la Iași cu câțiva ani în urmă, de ziua Sfintei Parascheva, Racla, o micuță parte din moaștele Sfântului, și mi-am dorit tare mult să ajung pentru că eram într-o perioadă destul de dificilă atunci și cu serviciu și cu mai multe. Și m-am pornit cu Alex, ne-am pus la rând după amiaza, s-a făcut ora 12 sau ceva de genul ăsta, pe Alex la efectiv i s-a înțepenit spatele și n-a mai putut să stea în picioare, a plecat acasă, am rămas singur la rând până la 5 dimineața, când efectiv am înghețat de frig, l-am sunat vine să mă ia, că nu mai puteam, deci eram înghețată. Și am ajuns acasă, iar a doua zi dimineața, când m-am trezit, am început să plâng, dar știți cum, un plâns din ăla atâta de sincer, ca un copil din ăla care pierde ceva, pentru că îmi doream tare mult să ajung la racla Sfântului Spiridon, să mă rog, pentru că știam că dacă voi ajunge la racla Sfântului Spiridon, mă va ajuta în problema pe care o aveam. Și la ora 12 m-a sunat o doamnă să-mi spună, vină acum repede la mitropolie, pentru că jandarmii dau voie la mămicile cu copii mici să intre să se închine în față la Sfântul Spiridon. Nu vreau să vă spun, deci când am ajuns, Doamne, deci când am văzut, am început să plâng de fericire, deci nu pot să descriu. Și mai vreau să mai zic un lucru și cu asta încheiem și emisiunea din această seară. Apropo de oamenii care judecă alți oameni doar din aparențe și doar din ce li se pare lor sau doar din răutate pură. Pe vremea când lucram la Radio Zoo, am lucrat undeva la vreo 5-6 ani la Radio Zoo în Iași. Vreau să vă spun că toate spoturile care erau făcute cu vocea lui Daniel Buzdugan erau firme foarte mari care își permiteau să-l plătească pe Daniel Buzdugan pentru a da voce pentru spoturile respective. Daniel le lua bani și de fiecare dată ne spunea nouă celor de la Iași să păstrăm banii, să-i ținem la noi. Nu era puțin, nu era sumă mică. Adică era milostiv. Stați puțin, nu mă întrerupeți. Și la un moment dat erau câteva doamne din astea mai clonțoase, așa că de ce nu le dă și, cum se cheamă, bon fiscal pe banii respectivi? Nu le dădea pentru că era, adică firma respectivă vroia să fie vocea lui, el spunea atâta te costă. Și eu eram la început în radio, nu știam foarte multe lucruri.
Și la un moment dat Daniel îmi spune, ține bani la tine, te sun eu când și cum să mi-i dai. Și vreau să vă spun că nu s-a întâmplat odată și nu numai cu mine, și cu colegii noștri de aici, de la Iași, ne suna de fiecare dată când avea câte un caz, un copil bolnav, și ne duceam și ne întâlneam cu, ne spunea cu cine să ne întâlnim, cui să dăm, și de fiecare dată bănuții aia pe care el îi lua și erau undeva la 600-700 de euro per spot, îi dădea de fiecare dată la un copil. Dar el se vede așa și pe deasupra că e un om de calitate. El e un tip bun om, e un tip de bun simț. Se vede așa, da, și pe deasupra că e un băiat așezat. Foarte mult bun simț are. L-am cunoscut și pe ăla, pe Dan Negru, l-am cunoscut iar chiar lui băiatul ăla lui Dan Negru, că el m-a întrebat, părinte, ce sfat îmi dați? Apoi zic, tu nu știi ce ai de făcut, nu vorbești niciodată de rău de Dumnezeu și nu faci bajocuri de lucrurile bisericii. Așa, nu, părinte, sunt om credincios. Dan Negru, de fiecare dată știu din apropiați de-ai lui, în fiecare an de Sfânta Parascheva vine la Iași și stă. Păi da, cheam așa vine, să cred că cu Sfânta Parascheva. Deși da, el face farse la toți, la noi au avut o farsă mai mare decât farsele lui. Vine în pridvor și eu, pentru că eram ocupat, i-am dat să vorbească cu părintele Haralambi, să-i scrie un pomernic. Îi scrie pomernic cu părintele Haralambi, îi dă o cărticică, îi dă un CD, îi dă ce trebuie și îi spune, mergeți și vă închinați și în biserică. Dan intră în biserică, se închină și din altar în clipa aia iese cu cadența, frate, suși am închis copii la Indigo. Și ăsta rămâne așa blocat și zice, părinte, dar când ați ajuns aici înaintea mea? Doar eu pe alei am venit și nu a trecut nimeni înaintea mea. Și o zis, zice, v-ați dublat sau v-ați translat? Sau nu știu cum a întrebat el. Și a spus, nu, domnul Dan, e fratele meu geamă. Asta am pățit și eu prima dată când am ajuns acolo. Și acum, ca încheiere, în loc să vă las pe dumneavoastră să ne dați un cuvânt de folos, o să zic eu ceva. Vreau să vă spun că, din păcate, eu, ca și copil, n-am primit dragostea și afecțiunea aia de care aveam eu nevoie din partea celor care ar fi trebuit să mă ofere. E un lucru cu care a trebuit să mă obișnuiesc. Dar, în urmă cu mai bine de 10 ani, am cunoscut un preot la Iași, lângă Iași, care de atunci și până în prezent a fost pentru mine și tată, și mamă, și blând, și bun, și m-a și certat, deși nu mi este preot duhovnic, deși eu nu mă spovedesc la dumnealui. Și este vorba despre părintele Calistrat, care mi-a schimbat efectiv viața de când l-am cunoscut. Și ai schimbat-o singur. Eu când te-am cunoscut erai de capul tău. Ia că mai ai bărbat, ai familie, ai copii, ai ocupații, ai ceva serios. Da, toți trecem prin vârsta tinereții. Iar apropo de ceea ce numești tu, ca să termin eu, că așa trebuie să termin ultimul. Corect. Așa, apropo de sentimentele astea care le tot cauți tu sau le nutrești sau plângi după ele, să nu plângi niciodată. Eu am avut ambii părinți și nu cred că n-au ținut la mine sau nu m-au iubit. Eu nu i-am putut iubi, nu mi-au fost dragi niciodată. Eu am fost atașat de bunicii mei. Am avut o priză la bunici ca cum e vopseaua pe scânduri sau cum e apa cu scândura cu uleiul. Deci nu se exista să nu-mi pună cei mai buni de mâncat, să nu-mi dea un bănuț. Și băiatul și ceva să nu se întâmple ceva cu băiatul. Da. Deci mama lui tata și cu bunelul George și cu bunica Ana și cu bunica Maria și chiar și bunicii, i-am cunoscut odată și pe a lui mama care a murit de tineri, că pe ei am cunoscut mai puțin. Și aia când m-am dus la ei, toate mofturile mi le făcea. Eu am fost în epoca bunicilor. Și să știți că și în ziua de astăzi am 1000 de bunice. Din toate băbuțele care le spovedesc, una nu vine la biserică să ne aducă o turtă de casă, o portocală, ceva într-un borcan, să mănânce părintele, să nu pățească ceva, săracul părintele. Și eu zic așa, că dacă iubești Dumnezeu, îți dă câtă iubire îți trebuie. Nu cerși iubire din nicăieri, că nu mai bine ca Dumnezeu nu ți-o rânduiește nimeni. Părinții au defectele lor. Știi ce se întâmplă? Ori iubesc cu patimă, ori urăsc cu patimă. Ori sunt încăpățați cu patimă.
Și când spun lucrul ăsta, știu ce spun. Tatăl meu era sever și eu totdeauna întorceam vorba și comentam, niciodată nu-l băgam în seamă. Și mereu spunea, cu toată lumea mă înțeleg, numai cu tine nu. Și am spus, n-ai învățat să vorbești, n-ai învățat să te porți, nu știi ce vrei, nu știi ce cu tine. Și era un om aspru și muncitor și să strângă, să facă, să dreagă. Și ea ca s-a dus și el ca toată lumea și s-a liniștit în țărână cu mâinile pe chept și tot ce a făcut o rămas în urmă nu a luat nici cu el. Dar vezi, poate că de acolo, zic eu, din groapă de unde e el, mai degrabă vede el că eu îi pun o părticică la proscomedie sau îi dau o pâine de pomană sau mă gândesc la sufletul lui, decât el care, dacă avea vorba asta, era și râsul casei. Îi spunea așa, exact ca la femei. Tată, dăm 5 lei, dar și-ți trebuie 4 și faci cu 3. 2 nu-i prea mult, ia 1 cât-ți ajunge. Asta era formula lui. Asta era felul lui de a fi. Așa-s părinți, să nu-i judeci niciodată că nu știi ce au în capul lor. Au și ei defectele lor și s-au născut cu defectele lor. Poate mama nu a fost iubită de mamă sau și atunci are pică față de frate. Nu, dar nu vreau să intru în detalii mai multe, părinte. Nu, doar atât, idei, doar atât vreau să vă spun că am văzut în dumneavoastră de atunci și până în clipa prezentă și mamă și tată în aceeași măsură. Și vă mulțumesc din suflet pentru toate astea și mai vreau să mai zic un lucru apropo de cei bine care vă judecă. Să facă bine și să aruncă în drum, că Dumnezeu îl cântărește. Atât, în restul Dumnezeu cu milă. Și mai vreau să mai zic un lucru apropo de cei care vă judecă cu bani și cu câți bani luați și faceți. Puteți să vă supărați pe mine, vreau să le spun oamenilor că aveți atâtea bunicuțe de care aveți grijă, le luați pastile, medicamente, le plătiți facturi și multe alte lucruri. Astea nu trebuie strâmbițate, astea Dumnezeu trebuie să le scrie. Să vorghească, nu mă doare capul. Da. Când mergem la judecată, știi cum se merge la judecată? Cu ce ai pus în traiste. Unii o să aștepte colaci după moarte, eu am să-mi dau de dinainte. Unii o să aștepte poduri la moarte, eu îmi fac podurile de aici. Când mă duce acolo, direct calc pe ele, nu mai aștept să mi le fac altă. Cu asta fiind spuse, vă mulțumesc încă o dată pentru că v-ați făcut timp să veniți încă o dată la noi pe canal. Îmi pare tare. Băi, acum îți spun eu, următoarea știi când o să fie? Între 1 și 10 ianuarie, deci de acum la noi începe calvarul, 16-18 Spila Bistrița, 20 Sfântul Ignat, iar în stămâna cu Crăciunul, dacă a fi vă zi liberă, poate dacă a fi ceva, între 25-30 până la 9. Deci, ca să știi vă duceți la Bistrița la părintele... Nu știu, un părinte la Parva, mi-a venit părintele de la Mitropolie. De la Parva, stareți o mănăstire Parva, care vine și la noi în emisiune aici. Da, va fi părintele acolo. Da, și perioadă. De acolo am la St. George's, băi, trebuie să mă uit exact când e pe hârtie, că nu mai țin minte. Parcă e pe 16. Trebuie să văd exact că e scris pe undeva. Așa că cei care sunt din zonă îl puteți vedea pe da, părintele. Nu, dar bistrițenii sunt de-a noștri, eu îi știu pe toți, cunosc Ilvile, cunosc Bârgău, cunosc Ilva Mari, Ilva Mică, Salva, cunosc Zagra, poienile Zagri, cunosc toată Bistrița, toți ardelenii noștri, am avut niște doamne, Ana, chiar le chema pe amândouă, care veneau cu grupuri, cu oameni, sunt oameni de toată isprava acolo, n-ai treabă, de așa au și făcut mănăstirile alea, Salva-i cât mănăstirea Sestria de Mare, Parva-i cât mănăstirea Sestria de Mare și s-a făcut după Revoluție încoace, după 1990, că acolo a intrat Maria Tereza și a străcat tot. Da, mă uitam acum pe conversație pe 7 decembrie, parcă, sau... Nu 7, 17. 17, da. Este posibil, nu știu, încă mă gândesc cu Alex că ne-a invitat părintele Stareț și pe noi, dacă vom putea ajunge acolo, mi-ar plăcea tare mult să vă și văd și pe voi cei de acolo din zonă. Dar nu știm încă. Bun. Sărut mâna, părinte, vă mulțumim din suflet pentru o seară bună și în toate cele bune. Bucurie celor ce ne-au ascultat, post binecuvântat și noapte liniștite. Amin. Doamne ajută. Hai, închide.